Bună seara, stimați prieteni! Eu vă priviesc, dragi друзья! Vă invit astăzi să petrecem o seară împreună, împreună cu dominatorul Andrei Spânu și cu doamna Rață, moderatoare la televizor. Uitați-vă, Andrei Spânu s-a îmbrăcat frumos, s-a făcut ucladcă, omul s-a dus de repede. Astăzi I-am propus dezbateri publice, l-a contactat presa, i-am spus mergem la jurnal, TV8, la Gonța, în Palatul Nicolae Sulac, unde vrea el, și el nu a vrut, adică el a refuzat. Eu am zis, ne pregătim frumos, dacă nu avem și ascunde, eu n-am și ascunde de popor. Credeam că el tot nu... Так, а что к нему и темпе дынсу? А все будем филди, как комментарии на футбол? Știu că poate la mulți din voi nu va place de dânsul. Cum a fost posibil să avem această situație în care oamenii simpli, consumatorii de acasă, să plătească 29 de lei. Așa. Iar agenții economici mari care consumă mult gaz și din cauza cărora am ajuns să avem acest tarif acum, atât de mare, iată, ei să-și rezolve problema și să cumpere gaz la tarife de două ori mai mici. Haideți, în primul rând, chiar de la început, vreau să fac o mică claritate. Multe din lucrurile care se întâmplă în sectorul energetic după plecarea mea, evident că eu nu am de unde să știu toate detaliile. Deci asta vă rog să fie clar de la început, că voi putea oferi mai multe răspunsuri. Ați înțeles, da? La întrebare, deși omul a achitat 29 de lei, dar multe companii vindeau gaz mult, dar ideea este că eu când am formulat întrebările, am ținut cont de acest aspect. Nu cunosc și așa mai departe. Nu am să mă întreb despre ce achiziții sau lucruri care s-au întâmplat după. Vedeți cum Andriuho zănose prava. Această situație despre care spuneți, din ce am înțeles și din ce am reușit să mă documentez, a început să se întâmple de la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Deci eu nu mai eram la bate capul. Compania lui fratele lui Dodon în 2020-2021 deja vedea mai ieftin. A trimis această scrisoare la Andrei, în care a sesizat. Am ușa înscriu ca să-i sună. Această problemă. Din punctul meu de vedere, evident că nu este corect ca să fie această diferență. Ori acele tarifare care s-au acumulat pe parcursul timpului nu pot fi acoperite doar de un grup de consumatori. Ele trebuie să fie împărțite de toți consumatorii, pentru că toți consumatorii au făcut acele deveri tarifare din anii precedenți. Deci consumatorii au făcut deveri tarifare? Adică noi am rămas datori pentru gazul care el a cumpărat mult și scump? Rezolva această problemă. Și sunt diveri tarifare. Dar cine le-a creat? Dumneavoastră? Eu? Nu? Subiect. Da, pe luna... Sfârșitul lunii martie... Dar când au început agenții economice să plece către alți jucători de pe piață? Eu nu am detalii exacte cu data când. N-are detalii, da? În această perioadă, sfârșitul lunii martie... Deci dumneavoastră când erați ministru, asta nu există, fenomenul ăsta nu exista. Deci furnizorii ăștia nu atrageau clienții sau clienții mari, uzinele, fabricile nu au migrat în perioada în care dumneavoastră... De ce? Cum se explică? Pentru că piața este liberalizată de mai mult timp. Furnizorii ăștia alternativi există de mai mult timp pe piață. Exact. Pentru că noi eram într-o perioadă de criză energetică. Короче, Ари Бургешти, где 4 минуты, да, дам тражи он сак димишень, а за нцелес, к нашти, вот, к ну, к ну, к ну, я рапи тимпу, не я. Ла прецу, от кари са пата са вънда дупа част. Са пати пре, ира газу, спера скомп. Și gazul inclusiv era scump. Deci eu repet, eu am fost ministru când gazul a fost și 3.000 de dolari, și 2.000 de dolari, și 1.000 de dolari. Atunci când am plecat, chiar și atunci când am plecat, gazul era, dacă îmi aduc aminte, jur de 600-700 de dolari. Ok, vedeți și nu-l cumpărați cu 600-700. Dumneavoastră, asta e interesant. El a plecat pe 10 februarie, ca să înțelegeți. Iarna, adică, a început doar să ieftinească. Dacă vreau și să aflați, clarificați, au posibilitate să
migreze spre alți furnizori de energie decât Moldova Gaz? Conform să semneze contracte. Conform legislație și implementarea acelui pachet 3 energetic, da, deci toți au și consumatorii casnici. Auziți, da? Și consumatorii casnici și industriali, de mult puteau să plece la alt furnizor de gaz. Dacă găsiți un furnizor de gaze care este gata să vă vândă și respectați toate procedurile, atunci poftim. De ce nu a spus lucrul ăsta în februarie, martie, aprilie, atunci când oamenii achitau 10.000 de lei să închideau întreprinderi energetic, atât în domeniul energiei electrice, cât și în domeniul gazului. Da, și eu mă amintesc bine încă de un detaliu, dacă țineți minte, când ați, trebuie să țineți minte, când ați semnat acel acord, da, cu Gazprom-ul, una dintre condiții, apropo, cea care cel mai mult m-a enervat pe mine, era despre amânarea implementării pachetului 3 energetic. Nu a fost așa, deci nu a fost amânarea și nu a pachet, nu e adevărat. Deci a fost amânarea, nici nu amânarea, dar ca să nu punem anumite sancțiuni timp de un an, până la finalul anului 2022. Nu a fost altceva nimic. Mai mult decât atât, în preambulul acelui acord era expres menționat și am insistat atunci la Sankt Petersburg ca să fie menționat că Moldova își va respecta angajamentele internaționale, ce ține exact de acest... Da, piața lunii de mulți ani este liberă. Acum, ca să clarificăm, pachetul 3 energetic pe domeniul gazului, în mare parte, a fost implementat. Elementul care nu a fost implementat ca să avem full compliance sau să fim total, să fie, avem 100% de implementare, se referă întrebările cum și sună. Așa numită unbundle, separarea operatorului de transport de toate celelalte. Și acum noi avem Moldova Transgaz, care este operatorul de transport de gaze, dar care este o companie fică a Moldova Gaz. În mod normal, nu ar trebui să fie așa, ar trebui să fie separat. Deci sunt trei modele. Da. Când am fost la guvern, în vara anului trecut, am modificat legislația ca să nu mai permitem Gazpromului să blocheze implementarea acestui pachet 3 până la capăt. Am dat un termen de 9 luni, sau aproximativ un an, care expiră acum în vară. Și dacă Gazprom, împreună cu Moldova Gaz, nu realizează această separare, atunci ANRE-ul este în drept să impună... Prieteni, vă dați seama, eu cred că este prima dată în istorie când eu îi fac publicitate unui concurent. Din alt partid, начальник. La noi de obicei puterea stânge televiziunea, dar eu vă arăt pe dominator. Dar care nu are rețele. Și eu cred că o să fie important pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, ca să-i dăm niște întrebări la care să primim niște răspunderi clare. Răspunsuri clare. Că dacă el a refuzat asta să meargă la dezbatere. Haideți să vedem, abordăm un pic mai devreme, legat de faptul dacă orice cetățean al Republicii Moldova are dreptul să plece de la un furnizor de gaze la altul. Da? Prețul este mare. Asta e revoltat cel mai mult pe oameni. Adică cum? Eu plătesc 29 de lei, dar acela care e bogat, are firme, nu știu ce, el plătește 13 lei. Cum este posibil? Oamenii s-au simțit mințiți. Dumneavoastră spuneți că în principiu legea permite și fiecare persoană. De ce nu s-a explicat asta oamenilor? Oamenii buni înțelegem că se spune. De ce nu le-a spus? Dar aveți o alternativă. Dacă nu vă place, duceți-vă la privați. Că sunt... Doamna Rață, asta am spus. Deci asta este o întrebare care această situație s-a întâmplat după ce eu am plecat din funcție respectiv. Da, dumneavoastră sunteți totuși activ pe rețele, adică nu era o problemă să recomandați oamenii. Înțeleg, dar eu nu știam. Adică dacă mă nu știam. Personal, eu am aflat despre această situație nu foarte de mult. În sensul și am sesizat atunci să văd, mi-au zis și domnul Parlecu că se lucrează și cu adevărat se lucrează și au intervenit prin Comisia Situației Excepționale. Da, dar abia acum recent. Băi, și chiar tăți ați făcut numai de minciuni, oameni buni. A fost acea sesizare la Andreea, pentru că așa e corect. În mod normal, despre... Și Andrei, ați zis treaba voastră, duceți-vă și rezolvați. Dar nu e corect, pentru că regulatorul pieței, inclusiv care este responsabil de această trecere a consumatorului, este ANRE-ul. Și guvernul a sesizat, ANRE-ul trebuia să intervină, sau dacă nu are instrumentariul necesar, trebuia să solicite prin CSE, pentru că ei sunt membri, sau pot face solicitări la CSE să se intervină mai repede. Am înțeles. Și acum ce se va întâmpla? Ce ați înțeles dumneavoastră? Ce se va întâmpla după această decizie a CSE-ului? Eu doar am să spun ce cu adevărat am înțeles. Dacă un consumator, fie persoană fizică sau persoană juridică, va decide să plece la un alt furnizor, atunci se va calcula care sunt acele deveri negative care au fost acumulate pentru acel consumator
în perioada din, din trecut și vor trece cu el la următorul. Înțeleg, asta va fi efectul în viitor. Dar pentru cei care deja au plecat? Pentru cei care deja au plecat, presupun că au stabilit... Eu, 20-am nebun, stau 21. Ar trebui să se... Bun, poate fi pus și nu neapărat retroactiv, dar să se calculeze acum și în viitor. Pentru că, repet, eu cred că este corect ca toți cei care au consumat gaz să fie solidari, cu responsabili pentru deverile negative care au fost acumulate. Dar dumneavoastră cum credeți? Este bun? Okay. Da, da, все, пишите мне, что же в онлайне на своей странице смотрю сейчас. Крыму посмотрит мой, да? Газ către alți furnizori. De asta, apropo, oamenii de răsună își dau întrebări foarte bune. De ce? Dumnezeu spune că era ministru, nu s-au vândut gaz de la firme private la alt preț. A mușt, vedeți cum... Prețul la gaz este foarte jos, comparativ cu ce am avut anul. Bun. Dar ce se întâmplă dacă ajungem în toamnă și prețul iarăși crește la 1500-3000? Te duci înapoi la Moldova Gaz? Da, dar nu vei putea așa ușor. Și, de ce? Pentru că iarăși se va trebui să calculezi toate... Adică, în principiu, nu schimbă foarte mult, că oricum va trebui să plătești acele devieri negative care s-au acumulat. Deci dacă pleci de la privat înapoi la Moldova Gaz, tot să chezi devieri. E adevărat. De, oricum, deci, acea decizie care spune că deverile negative trec cu tine, oricum ele vin la nou furnizor. Deci eu, în situația aceasta volatilă care este, nu aș recomanda ca să se facă această tranziție, pentru că, pe lângă faptul că Moldova Gaz, hai să, compania Moldova Gaz, are prețurile reglementate, ea este și obligată să furnizeze gaz. Deci a stabilit furnizor de ultimă opțiune că Moldova Gaz este obligată să ofere sau să furnizeze acel gaz. Deci, da, dar ce folos în condițiile în care ei livrează gaz mai scump decât toți ceilalți jucători de pe piață? Deci nu cred. Deci asta a fost doar această situație pe care ați descris-o, care s-a întâmplat în martie-aprilie. Și acum e aceeași situație. Deci în continuare, gazul lor este mult mai ieftin decât gazul... Uitați-vă, haideți totuși, eu am spus ce am știut, dar, dar mi se pare cum rezonabil. L-am prins, Amuș, pe timpul lui nu sfinie gaz de firme private. Și să solicitați la guvern ca să explice toate detaliile. Pentru că eu nu am participat la luarea celor decizii. Am înțeles. Despre aceste 5 companii, cunoaște ceva acești 5 furnizori de gaze de pe piață? Cine sunt oamenii sau interesele cui sunt în spate? Apropo, colegii mei realizează o investigație la Cutia Neagră, în curând vom avea o investigație. Deci, o companie știu că pe care se vehiculează că ar fi în spatele sau fratele domnului Dodon, despre care am vorbit și noi în campania electorală, inclusiv la prezidențiale, dar și la parlamentare. O altă companie are careva legături cu foști personaje din sectorul energetic. Știu... Ce fost personal din sectorul energetic? Deci sunt doar speculații, nu aș vrea acum să... Furnizarea energie... Exact, adică nu aș vrea... Nu este fost, dar este chiar actual Andronache. Da, deci, uitați, eu nu am să dau nume exact ca să nu intru iarăși în tot felul. Deci de... puteți să dați, că puteți citați Cutia Neagră. Noi am făcut o investigație despre furnizarea energiei și Andronache nu a negat că este compania lui. Okay. Din câte cunosc, mai este Rotalin, care este un furnizor și distribuitor de gaze din zona Hânceștiului. Mai este Ieru, o companie care inclusiv a livrat și gaze mai de la începutul crizei. Cam acestea care le cunosc. Dar o investigație în sensul ca să aflu mai multe detalii nu am făcut. Da. De ce m-a întrebat cine sunt deci, pe piață sunt, de fapt, mult mai multe companii cu licență pentru a furniza gaze, vreo 25, dacă nu greșesc, dar dintre ele, în această perioadă, de fapt, cumpără și vând gaze către... mă rog, utilizatorii finali, către cei care vor să plece de la Moldova Gaz, doar vreo 5 companii. Deci compania Transautogaz, așa arată și despre care este compania fică de la Moldova Gaz. De, ca să știți, ea vindea gaz. Și în 20, când doamna Sandu a devenit președinte, și în 2021, care este implicată fosta primară Radu și ministră a Sănătății,
Transautogaz, decembrie 22, ianuarie 23. Și el spune că el nu era năcianic. Și firma lui fratele lui Dodon pe atunci, tot livra gază în 20-21. Pur și simplu, doamna Rață nu cunoaște aceste detalii și tu nu folosești lucrul ăsta. Dar mușul sună noi și-l regulăm. A apărut tot felul de speculații de la Fugar Ușor, spre exemplu, sau de la anumiți, inclusiv de la una din aceste companii, care spuneau că ar fi gata să aducă gaz nu știu de care, nu știu, în anumite zone. Unii chiar au depus, una din aceste cum chiar a depus documentele. Inclusiv erau situații în care anumite companii din zona transnistreană vroiau să obțină licență. Deci, din situația care era atunci la moment, pentru a ne asigura că pe piață nu intră anumite companii care se distorsioneze, se destabilizeze situația, pentru că... Uitați-vă, ce înseamnă se destabilizeze dacă vine mai mult companii și vine mai ieftin? Spunea Gazprom și spunea, sunt gata să vând unei companii deținute de Shore, gaz la preț de 2 lei. Și pentru cetățeni era rău? Nu. Nu era rău, dar era o situație... Nu era rău dacă mi-e de Gazprom cu 2 lei. Era să fie o situație de clară în care Gazprom și... Dar dacă vine 100 de companii din România, 100 din Ucraina, în Ucraina sunt 700, în România nu știu, poate 1000. Cum puteți să șantajezi în situația în care ei ar fi dat? Nu contează. Cum adică? Cum puteau? Puteau foarte, foarte bine. Așa cum o fac acum... Așa cum o face Andriuha Daminatoru, nu? Așa cum o fac acum. Nu prea înțeleg, poate ne explicați. Adică dacă, de exemplu, Gazpromul i-ar fi vândut unei companii în care, mă rog... Unei companii. V-am dat și un exemplu. Da, lui Shore, da, companiei lui Shore. Da. Gaz pe care, pentru ca să fie vândut pe piață cu 2 lei. Înseamnă că Shore Vodrescu. Problema de a subvenționa... Eu nu. Dumneavoastră personal, sens că stat. Nu este adevărat. Dumneavoastră înțelegeți foarte bine că de ce ar fi făcut acest lucru Gazprom și... Înțelegeți foarte bine că obiectivul nu era să ofere gaz ieftin moldovenilor. Deși n-ai luat tu spânul gaz ieftin, ori nu-l iei amul când el deja e... S-a ieftinit în nu știu câte ori. Noi nu știm ce ar fi făcut ei, dar intenția noastră a fost să nu permitem acest lucru. Da, intenția lor a fost să nu permită acest lucru, adică să nu-ți dea licență noi, să fie 100 de companii din România, 10 din Olanda, 10 din Ucraina, cu cât mai mult companii pe piață, cu atât mai tare dâmpinguiesc și scad prețul, ca să vă fie clar. Dintre ei deloc curați. Acum nu mai există acest risc, în esență, care... Da, decizia este pentru toată starea de perioada de stare de emergență. Decizia Comisiei Situații Excepționale poate fi schimbată. Dar de ce nu o schimbați, blea, decizia asta? Poate fi schimbată. Mâine vă asigur că vin 10 de companii din Ucraina și România, nu mai vorbesc de acum acest aspect. Dacă consideră că nu mai există acest risc pentru că dețin mai multe informații, pot să abroge sau pot să pună alte condiții. Deci asta nu este o decizie definitivă. Deci ea oricând poate fi abrogată. Și eu nu am discutat cu colegii de la Ministerul Energiei, dar rog să analizez încă o dată și dacă cred că nu mai este cazul, să o abroge. Dacă așa. Ce s-a întâmplat cu gazul ăsta pe care încă nu l-avem cumpărat? O să discutăm în următoarea parte a emisiunii despre gazul cumpărat, cât am cumpărat și de ce mai avem încă gaz cumpărat în iarnă. Dar ce se întâmplă cu acest gaz dacă un număr mare de consumatori vor alege să meargă după gazul mai ieftin de la furnizori, neținând cont de riscurile care sunt, despre care ați vorbit dumneavoastră, că piața este volatilă. Am văzut azi un comentariu și al lui Sergiu Tofilat, care de asemenea nu recomanda oamenilor să plece la furnizori ăștia, pentru că nu este sigur. Astăzi este ieftin, dar mâine s-ar putea să nu fie deloc. Da, dar cu spână și cu gazul lui avem siguranță. Și avantajele și dezavantajele acestor furnizori nereglementați pe piață. Dacă vindea Gazpromul gaz ieftin, printr-o firmă în Moldova. Apsil consumau numai proruși, o consumau și proruși, proeuropeni și unioniști și Sfântul Duh și cine vrei. Rezerve. Deci, da. Guvernul a aprobat o decizie prin care a crescut stocul obligatoriu de securitate energetică, o parte ar putea rămâne acolo, iar cealaltă parte, care din ce înțeleg nu mai este o cantitate mare și iarăși trebuie să vedem cât este la Ministerul Energiei, încet, încet va fi consumată și... Și cam asta, adică nu ai ce face cu el, trebuie să-l consumăm.
Dar cantitatea nu este, cantitatea nu este foarte mare din ce a rămas și din ce înțeleg. Vreo 100 de milioane de metri cubi, dacă eu știu bine, deci la începutul lunii aprilie, mai, erau 150 și sursele noastre spun că între timp vreo 50, aproape 50 de milioane exact. S-au consumat. Dar la ce consum avem vara asta înseamnă că încă mai avem de consumat până în toamnă, bine, bine. Stați puțin. Spuneam că oricum conform hotărârii de guvern și legii trebuie să ajungem la moment în care să avem aproximativ 2 luni de rezerve de gaz. Băgați-l în rezervă! Noi anul trecut am aprobat rezerva strategică de 21 de milioane. Înțeleg că guvernul acum a crescut-o la peste 40 de milioane. Și de s-o mărim. Din 100 de milioane, dacă 40 de milioane rămân în acel stoc strategic, mai rămân 50 de milioane. Consumul... Dar de ce să rămâi băgați tot și la oameni vindeți gaz ieftin, că el deja este ieftin. Pentru ce să amestecăm gazul ieftin, acum care îți vin pescă, o să-l scump cumpărat de spune anul trecut. 50 de milioane. Adică în câteva luni... 60, dacă din 100 scoatem 40, rămâne 60, domnule spune, nu rămâne. Nu știu cum faceți dumneavoastră matematica. Sunt mai mult de 40 în rezerva strategică care trebuie păstrată, dar în câteva luni se va consuma și tariful deja a scăzut la 18 lei. Dacă Energocom va continua să cumpere gaz la un preț mic, atunci el se va dilua și tariful va scădea în continuare. Și pizdește o scadă tariful în continuare, că trebuie acoperit gazul și-l scump. Da, a fost stocat în Ucraina. Tot gazul pe care l-am cumpărat pe barcul s-a trecut. Aceasta este informația pe care eu o dețin. Da. Am înțeles. Trebuie să mergem la publicitate, dar înainte de asta vreau să vă întreb, pentru că într-o două parte a emisiunii o să vorbim mai mult despre, mă rog, acuzațiile care au fost lansate ieri de către Renato Satei. Mă rog, și la adresa dumneavoastră, Andruha, dar în general cu privire la achizițiile de gaze care au fost făcute anul trecut, în toamna, iarna anului trecut. Dumneavoastră ați anunțat că îl dați în judecată, pentru fals și defăimare. De ce credeți că vă... Eu să faci ca bursucu. Chiar nu am, nici eu nu am înțeles. Am văzut, cumva am intenționat, am trecut prin toate de declarațiile și sunt pline de falsuri, deci... Wow. Ce nu este adevărat din ce spun eu? Despre careva scheme. Deci eu nu cunosc nici de o schemă, spre exemplu. Eu nu am fost... Despre scheme în care ți-ai implicat. Deci eu, spre exemplu, și asta... El nu cunoaște despre schemă. Am judecat, pentru că eu nu am văzut nicio probă. Eu știu sigur că nu sunt implicat în nicio schemă și nu am făcut nimic ilegal în perioada cât am fost... Nu a fost implicat nici într-o schemă. Și la termoelectrică, cu mazutul, e pornit dosar penal. Știm asta să o continui peste o săptămână ori două. Doi, inclusiv pe documente, pe tabele desenate, prezentate. Nu mi-era clar ce prezintă. Tabele desenate. Înțelegeți cum duci oamenii erau? Tabele care le-am prezentat la jurnaliști și originale care le-am arătat din contracte, care la... Vi le-am arătat cu domnul Cozer înainte de a începe emisiunea, să înțeleagă. Tabele desenate, nu știu ce. Am zis, haideți, arătați-ne documente ca noi să putem analiza documente. O să discutăm despre aceste documente și despre două... Am transmis documentele lui doamna Rață în emisiune să o studieze. Am ușa să vedem. Are comisie situații excepționale prin care s-a cumpărat gaz de 4,5 miliarde de lei. Dar asta după publicitate. După publicitate. Stimați prieteni, deci, rezumăm. Andruha, ce-a făcut? Deci, o luat și o spus că el cât era ministru și a fost și o leac de deputat în Parlament până a devenit. Deci, el a criticat pe Dodon pentru schemele cu frații și mai departe. Dar deși această companie a funcționat inclusiv în 2021 când vedea gaz la Franzeluța, Glas Container și mai multe întreprinderi. Și cele mai importante, compania lui fratele lui Dodon pe atunci. Am înțeles că acum n-are nici o treabă. Mai departe, el spune că n-au eliberat licenții pentru firme noi, ca să poată mai multe companii veni în Moldova și să vândă gaze naturale. Și ca să înțelegeți, trebuie să fim interesați să fie cât mai multe, cu atât mai multe companii piață, cu atât mai tare tăți astrădui pentru o câștig oricare
să cucerească consumatorul pe noi toți și să facă prețuri cât mai mici de fiecare dată. El spune că nu a dat licență, puteți fi Gazpromul pentru firmă ușor și rață îl întreabă, băi, ce să făm? Dar dacă chiar ați fi gaz cu 2 lei, cum zici tu, de la ruși, apși oamenii, asta e rău? El zice că nu, nu e rău. Spuneți, vă rog, eu mușa sună direct și a să întreb, dar și gazul ăsta îl folosesc numai pro-ruși? Nu aveau să-l folosească și pro-ruși, pro-europeni și unioniști și așa mai departe. Iarăși, el vorbește de rezerva de stat, și eu vorbesc de o săptămână. Puneți tot gazul până în rezerva de stat, dar de mâine pentru oameni să cumpărăm gazul doar ieftin, să nu-l amestecăm cu așa uspână și să achităm gazul în ziua de azi 8-9 lei. Înțelegeți? Iată și trebuie de făcut. Dar ei vor să-l amestec pe așa la uspână scump, cu ăsta ieftin care este pe piață. Asta e efect domino. Ребят, еще раз, доминатор несет просто чушь. Он говорит, что при нем, как министре, ничего не было, частные компании не торговали газом. Значит, он врет, потому что до 2021 года даже компания брата Додона торговала тогда газом и поставляла на все самые крупные предприятия. Франзи Луца, Глаз Контейнер и так далее, понимаете? Значит, и он говорит, что он не знал, он как бы про это недавно узнал. Более того, дочка Молдова Газ продавала газ и в 22-м, и в 23-м году, понимаете? Ну, то есть, как можно просто так сидеть, нагло врать людям? И самое главное, ребят, мы с вами не должны допустить, чтобы газ дорогой, купленный с пыну когда-то, сейчас они мешали с новым, и мы платили сейчас средний тариф. 18 лей, если мы можем платить 9 лей, используя только дешевый газ, который можно начать закупать в ближайшие дни. Зачем мешать дешевый газ за 250-300 евро с газом за 1000 евро, чтобы люди башляли 18? Он говорит, финансовые отклонения. Финансовые отклонения появились сегодня только из-за того, что они закупили много, дорого. И непонятно как. Сейчас они об этом будут говорить. Понимаете? Вот. И то, что не было никаких схем, он подал на меня в суд. Я сегодня пригласил его публично на дебаты. Я публично его пригласил на дебаты на любой телеканал. Я с документами, он. Вот что он не выходит? Если нечего скрывать, если все было в порядке и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому... Сейчас, я надеюсь, начнется самое интересное, потому что я передал документы перед началом программы для того, чтобы ведущая могла подготовиться и задать доминатору конкретный вопрос. Значит, те, кто сейчас онлайн, я смотрю, что там около 2000 человек онлайн, 279 репостов. Ребят, фашист дистрибуир, фашист ворог шерсы, фашист публичитати доминатурлы, анкодат кел спуни меньшунь дупа меньшунь, Уарис контра зыщ сын группиденсу. Зыщ, ну и не крыл, да ковес фи газ ефтин ла Газпром. Дар его интерзис, где нам нумите мотиви. Пур симплу идиот, анцелезис. Шедакастас ворбез здесь при интеграре европеаны, пяцы либеры. Бай, война вес дрептус блокад сви компании ной. Бон вини Газпром уж, май вин вот зыщ компании ден Румыния, до зыщ ден Украина. Здискит воду компании ден Азербайджан. А может термины публичитать, а сейчас începem noi. Eu, pur și simplu, îmi mai scriu și întrebări noi avem la domnul dominator, ca să fie o discuție concret. Și amuși, într-a doua parte a emisiunii, a să-l sun. Adică să-i sun în direct și vreau să-i dau în direct și împreună cu noi să-l dăm răspunsul. Dacă nu vine la dezbateri și noi am un loc de ședem, să mâncăm cireș acasă, eu cel puțin, că eu sunt la sediul partidului nostru, trebuie să dăm și să ascultăm a lui, că acolo el nu știut. Deci, cădivieri financiari, capieți, parcă noi le-am făcut. Care le-au făcut așa să răspundă, dar nu trebuie să răspundă omul simplu. Mulți nu s-au deschis, s-au închis afacerile. Alți cereau bani la copii peste hotare să achite gazul. Și aici, na tebe, pajalosta,
значит, el acolo nu știut, nu observat și așa mai departe. Foarte urât. Iau noroc, cum am spus ieri, că la Cozer în emisiune, că eu nu pot să arătăt cu unele lucruri totuși țin de... Unele lucruri totuși țin de real de imaginea țării. Și tu разрядился фонарильш? Nu, хватает. Хватает? Да, добавь, Маша. Так, а может, сперка еще бы мой интересант. По нему прямо парти что-то у вас грустное. А за зутку еще инспирати ворбят, двор диспри компания луя фратлил дудо. Он куда без? Я вам верификат. Într-adevăr, era compania scris pe șoferul fratelui lui Dodon, după ce au început să fie mai puține ruble, au plecat de acolo șoferul fratelui Dodon, care au lăsat afacerea. Dacă nu mai puteau rubi, Dodon nu era la putere, nu mai putea vinde la Moldova Gaz, la toate, la Moldova Gaz, la Franzeluța și la alte companii mari care consumă mult. Și acum o luăm asta cu... Din această seară emisiunii este Andrei Spânu, șeful aparatului președinției, fost ministru infrastructură și dezvoltării regionale, iar acum legătură cu noi prin Skype este și directorul Intermare Energocom, Victor Bânzar. Bună seara! Bună seara! Ne auziți, ne vedeți, da. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vreau să discutăm în această parte a emisiunii și în următoarea, nu o să ne grăbim, dar sper astăzi să avem mai multă claritate pe tot ce înseamnă aceste achiziții făcute în ultimii... Spuneți, vă rog, dar de ce noi și directorul Energocomului niciodată în conferință de presă v-a explicit ce se întâmplă? Octombrie, de ce iar usată îi puteți eu provocat și eu trezăt? Până în ianuarie, nici nu jumătate de an, mai puțin, de gaze și s-au cheltuit mulți bani pentru, foarte mulți bani pentru aceste achiziții. Eu am fost întrebată de foarte multe ori de ce nu fac investigații despre achizițiile de gaze, așa. Că dacă nu, cumva încerc să-l amenajez pe Andrei Spânu. Și răspunsul meu de fiecare dată a spus că imediat ce vom avea mai multe informații din care să putem face o investigație, o vom face. Noi deja pregătim o investigație, va fi în curând. Da, haideți acum să clarificăm câteva lucruri. În primul rând, prima, cea mai mare întrebare de care m-am ciocnit eu mereu este, până la urmă, cât gaz am cumpărat noi? Iată, în această perioadă de timp, prin achiziții directe de la trader, prin licitații sau tendere organizate, cât am cumpărat noi? Cât cu tender și cât fără tender? Da, dacă, Victor, mă corectez dacă greșesc, am cumpărat peste 580 de milioane de metri cubi de gaz. Toate aceste cifre, inclusiv cu prețul, au fost publicate de Energocom în luna... sfârșit de aprilie, început de mai, dacă nu greșesc, și valoarea totală, cred că poate să o spun. Da. Domnul Bânzar, ajutați-ne, vă rog frumos, cu aceste cifre, cu aceste informații. Cât am cumpărat și câți bani am cheltuit pentru asta? Deci, total, dacă vorbim total, toate deciziile CSE, toate achizițiile care au fost făcute, sunt în jur de 600 de milioane, aproximativ, deci tot cu stocuri strategice. Și valoarea totală este aproximativ 550 de milioane de euro. Asta, deci total, asta în lei cât ar fi? 500 și ceva de milioane de euro? 10 miliarde de lei. Cât? Sub 10 miliarde de lei. Sub 10 miliarde de lei. Dacă pune la un curs de 20, dar trebuie văzut exact ce curs s-a cumpărat. Deci eu, din acel comunicat deci de presă de pe site-ul Energocom, iese că i-au cumpărat cu peste 900 de euro. Și când era scump, când ieftin. Prețul de, deci 1000 de metri cub la prețul de 928 de euro. Da? Așa. Corect spun, domnul Bânzar? Da, prețul. Noi îl calculăm în megawatt, pentru că toate tranzacțiile sau majoritatea din ele fost în megawatt, pentru că am cumpărat gaz din Uniunea Europeană. Practic, acolo tranzacțiile se fac... 928 de euro, asta e cumpărat. Și din cauza asta, noi avem un preț mediu în jur de 88 de euro per megawatt, tranzacțiile mici. Băi, nu vă duceți în megawatt, vorbiți în cuburi să se vedeți cum își e pe bludii și propagandiști. Pentru că noi deja ne-am... Deci, bravo, tot ne stâmpim dacă începem să transformăm într-o parte. Pentru noi este mai comod, că așa am operat până acum. Așa. Și din toate cele 600 de milioane pe care le-am cumpărat, începând cu octombrie 2022, cât ne-a mai rămas? Cât mai avem? 150 de milioane. Deci, la ora actuală avem în jur de 100 de milioane.
da, sub 100, dintre ele sunt și stocuri strategice care nu pot fi utilizate, doar la decizia Comisiei Situații Excepționale în cazul de excepție. Și totodată, între timp, a fost aprobată o nouă hotărâre prin care s-a majorat cantitatea de gaze naturale, stocuri strategice, până cu 22,8 milioane, care vor fi depozitate pentru a fi de rezervă pentru necesitățile în care... Băgați-le tot în rezervă. Deci cât mai avem să cheltuim din cel care am cumpărat în aceste achiziții? În jur de 50 de milioane. Cât ar înseamna asta? În timpia dumneavoastră știți cam cât consumă consumatorii vara, mai ales după ce mari consumatori au plecat, cât au de la Moldova Gaz? Vara ar fi în jur, noi consumăm vara încă de 25-30 de milioane metri cubi mar, dar dacă vorbim o lună de iarnă, fi la decembrie, noi consumăm în jur de 170 de milioane. Iar voi te-a întrebat în câte luni îl consumăm? Pri cum tot luna decembrie? Da, până la iarnă sper să-l terminăm, să nu ajungem și iarna să folosim din aceste... Deci până la sfârșitul verii cheltuim acest gaz scump. Noi, de fapt, trebuie să mai procurăm acum gaz, pentru că el este un preț foarte bun și trebuie să-l cumpărăm, să-l depozităm, să fim o companie așa... Despre asta o să discutăm, că e clar că trebuie să cumpărăm, nu așteptăm așa. Să cumpească. Să-l consumăm doar pe asta ieftin, care îl putem cumpăra amu. Da, de ce am precizat eu atât de mult cât mi-a mai rămas și până când îl cheltuim? Pentru că următoarea mea întrebare este, dar pentru ce am cumpărat noi atât de mult gaz scump, ca să ne ajungă și până la sfârșitul verii? Foarte bună întrebare și am să încerc eu să mă răspund odată. Cu toate că am explicat și într-o postare mai lungă, care a fost raționamentul. Am să încep cu luna august anul trecut. În august anul trecut, guvernul a aprobat o hotărâre de guvern cu privire la pregătirea de sezonul de încălzire. Da. Conform acelei hotărâri de guvern, consumul în cele 6 luni, octombrie 2022, aprilie 2023, în ultimii 2-3 ani s-au consumat aproximativ peste 950 de milioane de metri cubi de gaz. Deci asta a fost cifra de la care noi am pornit. Deci 950 în cât timp s-a consumat? Din octombrie până în aprilie. Deci, până asta s-a consumat în anii precedenți. Deci 950 de milioane, hai să rotungem un pic. Respectiv, a fost cifra de la care noi am zis că, uite, hai să vedem ce putem face, în primul rând, ca să reducem această cifră și, doi, ca să putem cumpăra suficient gaz, să fim pregătiți pentru orice scenariu. Cel mai rău scenariu era în cazul în care Gazprom ne deconecta total de la gaz. Acum, pornind de la aceste... Dar la Gazprom gaz nu vine deloc, din motiv. Au fost luate o decizie. Nu puteau să ne deconecteze total din cauza Transnistriei. El bate cap și asta au știut. Gaz. Asta ar fi fost vreo 200 și ceva sau aproximativ chiar 300 de milioane. Și acele reduceri voluntare de aproximativ 15%, care au fost stabilite inclusiv de Uniunea Europeană. Dacă vă aduceți aminte, pe întreg spațiu european s-a luat decizia ca toți se reducă voluntar. Și noi am lansat și o campanie de comunicare în care am rugat cetățenii, companiile să se reducă. Okay. Când punem termoelectrica și aceste reduceri voluntare de 15%, obținem că pentru a trece de această iarnă avem nevoie în jur de 550-600 de milioane de metri cubi de gaz. Deci ei au calculat cât se consuma, dar în paralel nu au făcut un calcul că este termoelectrica pentru care s-au consumat 10.000 de tone de curând mazut. Și au uitat, cred că scoat, că e deja termoelectrica, au trecut-o la... Și am dat și câteva cifre. Termoelectrica toată doar la mazut. A pus niște obligațiuni de a stoca gaz. Și dacă ne uităm la știrile care erau sau la experți, ce spuneau în perioada de toamnă, că ne așteaptă o iarnă foarte grea, inclusiv foarte grea. Friguroasă. Te spuneau, mai mult decât atât, în ianuarie, situația era că se spunea că ne așteaptă o lună februarie foarte rece, o primăvară rece. A, căruși, Andriuc a cumpărat scump și mult, s-a gândit că și tare frig. Ați înțeles, adică, da? Inclusiv, ne gândeam că să fie foarte rece. Diferență? Uniunea Europeană are bani, eu nu simt asta atât de rost ca în Republica Moldova. Dați-mi voi să duc gândul până în cap. Haideți că asta este important.
Da, eu înțeleg și am spus-o și într-un comunicat. După război, toți se roi. Toți știu cum ar fi fost iarna. Toți știu că prețul ar fi fost scăzut. De unde știam asta? Invers, eu mi-aduc aminte foarte bine și la emisiuni și pe rețele de ce nu vorbea cu nimeni? Toată lumea spunea, de România, de Olanda, de Germania. Băi, dar voi cât cumpărați? Cumpărați mai mult. Ce se întâmplă dacă rămânem fără gaz? Eu vreau să vă reamintesc, noi am rămas doar pentru câteva ore fără energie electrică și a fost un haos enorm. Eu nu vreau să-mi închipui ce ar fi fost însemnat în cazul în care am fi avut o... Dacă noi riscăm să rămânem fără energie electrică, fără gaz, adică explicați-mi, vă rog, din asta ați început să faceți achizițiile în luna octombrie, corect? Da. Primele contracte. Și s-a terminat și ați început să să cumpărați altul? Deci noi am nimerit în luna octombrie, da, când am prețul la gaz, dacă aduceți aminte, în august ajunse la 3.000 de dolari, da, deci în august vară la 3.000 de dolari și a început să scadă. Așa. Și am ajuns la un preț relativ bun. Voi, pricem tot august, 3.000, dacă în octombrie ați început să cumpărați. Haideți să cumpărăm cât mai mult acum, cât avem prețul ăsta jos, pentru că dacă începe iarna și vom avea geruri, s-ar putea că de la 800, 900, 1000, 1100 cât a fost în această perioadă, prețul la gaz să ajungă în luna ianuarie, februarie, la 100.000 de dolari. 3.000. Și decizia a fost să reușim în această perioadă să cumpărăm cât mai mult. Și asta am făcut. Bun. Acum, înțeleg, în luna octombrie nu aveam de unde să știm ce o să se întâmple mai târziu. Am cumpărat mai mult în octombrie, și acum încă mai livrăm, înțeleg eu. O să discutăm, acum despre aceste... Să-l întrebăm pe Victor, pentru că asta mi se pare că... Domnul Vânzar, eu vă rog frumos, noi din păcate e complicat când cineva este prin scac, nu putem să ne dăm seama când vreți să interveniți. De asta vă rog să ne dați un semn că vreți să interveniți, să completați sau să spuneți ceva. Adică nu așteptați neapărat să vă invit eu să vorbiți. De că rațul zic că după pauza să-l întrebi de ce și-am văzut. Și vrei întrebări, dar la noastră noi. Este o realitate. Noi avem un instrument în cadrul instituției noastre care se numește Bloomberg, care oferă toate aceste informații și face prognoze, sau sunt prognozele pentru lunile următoare. Și toate achizițiile și toată informația care a avut-o la acel moment spunea foarte clar că noi trebuie să procurăm, tendința este la fel de a fi deci așa. Deci nu există... Ei spun că trebuia de procurat toată... Dar spuneți, vă rog, dar deși în alți țări nu-i durdom, dar numai la noi. Asta? Că tendințele deci, sunt așa? Deci noi avem un instrument în cadrul instituției, se numește Bloomberg. Da, un instrument care se utilizează, care face prognoze pentru toate prețurile țării. Acest instrument au care face prognoze pentru prețuri. Oferă prețurile ICS, care la fel... Da, sunați Ucraina, România, Ungaria, Germania, Olanda. Pentru noi era un preț foarte mare să achităm aceste servicii și cumva experții internaționale sau USAID-ul ne-au oferit această posibilitate și ne-au îndrumat cum să folosim. Ne-am pregătit pentru această iarnă din timp și folosim doar tot ce ține de... Am înțeles. Domnul Vânzare, am o întrebare la dumneavoastră venită de la cineva care este un specialist pe piața asta de mult, mult timp. Deci nu pseudo-specialiști, dar oameni care chiar activează pe domeniu. Este adevărat că există un regulament intern, nu știu dacă neapărat în guvern sau în instituție, bănuiesc la Energocom, care spune că achizițiile în general se fac pentru o lună înainte, nu mai mult? Nu este așa regulamentul. Dar recomandări legate, deci astfel de recomandări ca achizițiile să se facă în avans pentru o lună, sunt? Deci nu există așa regulament, dacă cred că cineva care... Recomandări. Informație... S-ar putea ca eu să greșit cuvântul. Un pic altfel. Da. Deci noi am primit, cred că se referă la cererea de la Moldova Gaz către Energocom pentru a livra gazele pentru luna următoare. Noi avem o cerere de la Moldova Gaz, deja la ora actuală, care să putem livra gaze până la sfârșitul lunii decembrie anul 2023. Deci acum avem toată premiza pentru a procura gaz și avea stocuri suficiente ca să livrăm către Moldova Gaz
până la sfârșitul lunii decembrie. Da, eu înțeleg deci, că Moldova Gaz poate să vrea să le se ia asigurați, dar dumneavoastră țineți cont și de noi consumatori, că noi va trebui să plătim. Moldova Gaz nu el își asumă să plătească acest gaz. Haideți, noi cetățenii trebuie să-l plătim. Deci noi suntem online. Haideți, uitați, da, foarte practic. 2600 de oameni, vă mulțumesc pentru reposteri. Și ne uităm la cutie neagră, cum e abstanovca. Vreau să vă întreb, să vă spun ce s-a întâmplat la modul practic în condițiile în care am cumpărat gaz. Cu un preț mediu de 1000, aproape 1000 de euro și îl consumăm până ziua de azi. Asta este o realitate, nu este o ipoteză. Este o realitate, dar dumneavoastră faptul că în acea perioadă nimeni nu putea să prezică ce se va întâmpla. Și că nimeni nu putea, dar deși la 300 de dolari. La nimeni nu așa de scump ca la noi. Poate trebuie să prezică, nu știu dacă peste tot, în toate țările s-au făcut achiziții, așa încât să acopere jumătate. De asta v-am spus că gazul stocat în Uniunea Europeană, la sfârșitul iernii, era stocurile erau de 54%. Cam urși întrebări, care era motivul și criticiză contractul? Și deci toți au cumpărat la prețul ăsta de 1000. Dar în august, când toți cumpărau la 3000 de dolari, de ce credeți că în august prețul a fost de 3000 de dolari? Și toți au cumpărat pentru jumătate de an înainte? Nu, toți au cumpărat maxim cât au putut. La 3000 de dolari. La 3000 de dolari. Eu nu pot verifica. Dacă toți cumpărau gaz la maxim cu 3000 de dolari, vă închipuiți că costa în alte țări astăzi gazul pentru oameni. Doamne ferește! Era o cerere mare. Clar, da. Deci este logic dacă toată lumea a cumpărat și vă spun, este astfel logica, scuzați că vă întrerup, domnule, asta este logica și noi înțelegeam că e scump pentru... Doar logica lui spune. Scumpere de 3000 dolari, toți cumpărau la maximum. Pentru că este multă cerere și au făcut plinul țările Uniunii Europene, nu era logic să înțelegem că mai departe va fi o scădere a prețului? Nu, de asta nu am așteptat. Și au făcut plinul. Păi noi am așteptat. Pe noi, spre exemplu, noi primeam recomandări inclusiv să cumpărăm la prețul de 3000 de dolari. Vă spun foarte, înțelegând situația. Da. Nu vreau să cumpere tot gazul cu 3000 de dolari. Of, Andriuha, gine când zău așa te-a durut mâna. Ori la 3000 de dolari, tariful ar fi fost 70 de lei. Bine, am înțeles. Haideți atunci să vă întreb altfel. Noi în octombrie am început să cumpărăm din gaz din banii de la BER, din promutul de la BER, da? Deci noi am cumpărat, 300 de milioane. Deci noi am cumpărat din trei surse mari. La moment încă nu a fost dată nici o întrebare țin de materialele care le-am trimis până la emisiune. Până în luna septembrie, care l-a economisit Moldova Gaz și prin anumite decizii CSE, noi am cumpărat acel gaz pentru că erau economii și l-am stocat. Uh-huh. Doi, a fost creditul BERD, care au fost licitați. Și trei, cele două decizii despre care spuneam în toamnă că sunt secretizate și nu putem spune... Da, noi astăzi să vorbim mai mult că ele au fost desecretizate. Deci ele au fost desecretizate în afara denumirii companiei. În afara denumirii companiei, da. Deci astea au fost trei surse mari. Am înțeles. Deci prima sursă mare nu este chiar atât de mare. Câți bani erau din economii? Cât a cumpărat din economii? Vă referiți la Moldova Gaz? Deci spuneați că din economiile pe care le-am avut a fost prima sursă. Prima sursă a fost dacă nu greșesc. Îl mai lăs o leac, pur și simplu să-l întrebi doamna rață din ce am vorbit. Și am cumpărat la Moldova Gaz economiile. Da, am înțeles. Acum, haideți, achizițiile mari de fapt au fost și îl sunăm noi în direct. Prima a fost BERD și din banii de la BERD din octombrie am început să cumpărăm. Da, domn Bânzari? Da, prima dată a fost pe data de 20 octombrie. Octombrie, am înțeles. Și am cumpărat cât timp din cele 300 de milioane? Deci noi am cumpărat în octombrie și început de noiembrie. Am văzut că la un moment dat prețul a început să crească. Noi ne-am oprit de cumpărat pentru că avem deja câteva cantități de gaze necesare. Când prețul la piața a scăzut, noi am început din nou să procurăm. Să cumpărăm. Am înțeles. Și am cumpărat, că întrebarea era până când, iarăși, am cumpărat până pe 10 ianuarie. Scriem jumătate Energocom, jumătate Moldova Gaz. Decizii CSE care au fost pe 17 ianuarie. Am înțeles. Acum, întrebarea mea este următoare. Deci noi, în principiu, aveam 300 de milioane să cumpărăm. 300 de milioane, chiar și la prețul cel mare, ne-ar fi putut ajunge până prin februarie. Puteam face un calcul. Din banii aceia, care aveam 300 de milioane de la BER, plus cele 70 de milioane pe care le-am cumpărat din economii. De ce a fost nevoie de cele două decizii secrete ale Comisiei, situații excepționale, prin care s-a cumpărat dintr-o singură sursă, dictată de către Comisia, situații excepționale, gaze,
la un volum total pe ambele decizii de vreo 4,5 miliarde de lei. E simplu. Deci prima decizie a CSE-ului a fost luată în noiembrie. Pe 11 noiembrie. Și contractul a fost semnat, la fel, cred că, până la finalul lunii noiembrie. Da. Deci în luna noiembrie, doar că noi am reușit să negociem un preț cu aproximativ 25% mai ieftin decât era pe piață. Ceea ce ne-a scris un prieten de la Moldova Gaz, toți spuneau că se va ieftini gazul. Doar Medvedev a zis că va fi 5.000 de euro. Deci spun pe Medvedev l-a angajat ca expert. Ea, молодец, băiatul de la Moldova Gaz, nu? Ia gazda mușa să-i întrebă în direct. Și noi calculam, nu până la sfârșit de iarnă, dar inclusiv martie. Martie se consumă destul de mult gaz în Moldova și aprilie inclusiv. Da. Deci în aprilie... Cred că în luna noiembrie-decembrie deja era foarte clar că iarna va fi caldă, domnule Spână. Noi deja toată lumea înțelegeam că nu o să ne dăm cu săniuța în această iarnă. Doamna Rață, eu încă o dată să repet. După război, foarte mulți eroi. Repet. Stocurile de gaz în Uniunea Europeană, la final de iarnă, au fost de 54%. Așa. Și de ce credeți că ei nu au consumat stocurile? De ce? De ce Uniunea Europeană nu a consumat? De ce credeți? Pentru că ei au economisit mult mai mult decât Republica Moldova. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Pentru că Uniunea Europeană nu este Republica Moldova care trebuie să numere bănuțul, fiecare bănuț, nu este ca să adevărat. Se asigure că poate să-și permită. Prognoza era, încă o dată, repet, ca Medvedev zicea că o să fie 5.000. Foarte friguroasă. În februarie se consumă peste 100 și ceva de milioane de metri cubi. În martie se consumă peste 100 de milioane de metri cubi. Ok, să zicem, 300, 600. Eu vă rog frumos și pe dumneavoastră să ridicați decizia, hotărârea de guvern cu privire la pregătirea de... Căruci, amuși termină emisiunea. Nimic nu a întrebat. Spun, dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, calculele pe care le faceți, vă mai întreb o dată. De ce am ajuns în luna iunie și înțeleg că și în iulie o să mai consumăm gaz cumpărat ca să nu înghețăm iarna? V-am spus. Deci toate achizițiile s-au încheiat pe 10 ianuarie. Iar dacă o să mă întrebați de ce am luat decizia să achiziționăm gaz a doua, care a fost o cantitate mai mică. Da, de 40 de milioane de euro. Corect. A fost luată o decizie pentru că prețul deja atunci era aproximativ de 600 de dolari și decizia, pentru că iarăși era sub prețul de piață care era la perioada aceea, ca să facem tot posibilul să reducem tariful, iar totalul stocului de gaz fie mai ieftin decât ceea ce am reușit să cumpărăm până pe 10 ani. Explicați-mi de ce? Dintr-o singură sursă. Am zis că... Da, și de ce este secretă denumirea companiei? Doamna. Și de ce a cumpărat nu Energocom din Moldova, dar Energocom din România? Deci, vă explic, lucrurile sunt mai simple decât par. Deci, în primul rând, când mergi la piață, da? Da. Și toți vând miere, spre exemplu, da? Așa. Și toți te duci că costă și mierele noastre costă 10 lei. Vrei să le cumperi, fă licitație. Noi să dăm 10 bani, 9 și 80 de bani, da? Și tot mergi prin piață și la un moment dat găsești un vânzător care îți spune, uite, noi suntem gata să ți-l dăm cu 8 lei, care este sub piață. Da. Ce faci? Te duci și zici, nu, eu vreau să fac tender. Și eu zic, știți, eu am mult gaz, nu știu dacă mi-ai trebuie ăștia pe acasă. Acum vă spun iarăși acte de eroism aici arătăm. Respectiv, noi am găsit un furnizor și a fost să depus un efort considerabil ca noi să găsim un furnizor care este gata să ne ofere un preț cu 25% mai ieftin decât pe piață și de ceea ce reușeam. Și să... acum este gata. Probabil dacă se duc discuțiile, trebuie să vedem la Ministerul Energiei, probabil ar fi gata. Și mi-aș dori, sincer eu, să putem să ajungem la un moment dat cu astfel de furnizori să semnăm contracte pe termen lung, pe 15 ani, pe 20 de ani, la prețuri foarte bune. Dar ei iau atâta gaz cât ne trebuiește, nu? Cu siguranță. Adică pot fi o alternativă la Gazprom? Pot fi o alternativă la Gazprom, cu siguranță. Respectiv, eu mi-aș dori, pentru că asta nu au făcut celelalte guverne. Nu s-au asigurat că țara să aibă stocuri strategice, ceea ce noi avem și avem acum ridicat până la 40 ceva de milioane. Că nu avem contracte pe termen lung cu furnizori de încredere, dar stăm legați de Gazprom. Înțeleg. Noi, Dar eu vă rog să intrați în cumva 45 milioane, nu știu, 45-50. Da, dar știți ce o să vă spună oamenii, ce au simțit ei este că acum au plătit în această iarnă plătit cel mai scump. Acord, și dar și nu este cel mai scump. Nu ne-am asigurat. Pentru ei cel mai scump. Atât, da? Aha, dar nu este cel mai scump și are asta o minciună din Europa
sau din altă. Dar noi nu avem salariile din Europa, înțelegeți? Doamna Rață, eu permanent am spus că cât a fost nevoit să plătească sau costul acestui gaz a fost foarte mare. A venit guvernul și cu compensări, dar de asemenea a fost foarte mult. Și noi înțelegem. Trebuie să luăm publicitate. Moldova avea nevoie să se rupă odată cu tot ce înseamnă șantajul Kremlinului și Gazprom. Exact, dar încă nu avem siguranța că ne avem până la urmă ca să... Moldova trebuie să rupă de șantajul Kremlinului. Definitiv și cu mâna pe inimă vă spun, nu sper, eu, uitați, mă văd mulți oameni acolo, e ruptă definitiv. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre cum noi sigur ne asigurăm că ne-am rupt și avem gaze nu... Короче, идем у Орова в орбит, что-то непонятно ничего. Дичь, ел спуни, керам гата, скумпарам газ максимум ла пресу де 3 мей де евро, пентру мей де метр куб. Фуарте бене мя скрис он приятен де ла Молдова газ, кар дичь квей нума Медведев спуни, ка газ ла скунтяска ла 5 мей де евро. Și spunul l-a angajat pe Medvedev ca expert. Asta e bună întrebare, am să dăm dumnealui în direct. Tak, și o mai cântat el pe așa. Deci, Rață îl întreabă. De ce ați secretizat? Ei, nu, chiar că ați vândi mieră cu 10 lei și dacă cineva vă spune pe 8 lei care tender și așa mai departe. E că nu, că la primar niciodată nu ne-a dat voie. Să cumpărăm ceva bun, ieftin și fără tender. Înțelegeți? Dar lor le spate. Dar întrebarea cea mai mare, pentru ce au secretizat denumirea companiei care au vândut gaz pentru moldoveni în decembrie, ianuarie, februarie, în decembrie anul trecut, ianuarie, februarie anul ăsta. Dacă tot e transparent, și o firmă ne vinde gaz. Pentru ce să ascund? Când vede Gazpromul ieftin, scump, tot timpul el era clar. În alte țări, uitați-vă, publică, și din Olanda, și din România, și așa mai departe, Ucraina și așa. Țara care e bagată în război, tot spunul spune că noi am obținut un succes, că am rupt totalmente legătura, nu ne mai poate șantaja Kremlinul și Moscova, am dat-o la o parte și mai departe. Prieteni, azi Ucraina care e în război cu Rusia, la război pe viață, pe moarte, se bat. Spuneți, vă rog, de ce Zelenski nu a dat indicații să bombardeze, ori stai țava Gazpromul care intră în Ucraina? De atâta că ucrainenii prinesc bani din țava asta, care transmite gaz și Republicii Moldova, moldovenilor, și prin alte țări merge gazul și în statele europene. Ați înțeles, da? Iată, Zelenski, deși nu le explodează, nu le taie. Credeți că el nu-l urăște pe Putin ori Gazprom încă cum. Numai că acolo este interesul poporului ucrainean să aibă gaz ieftin, să poată câștiga bani din tranzit și către Republica Moldova, să ușiți în pușcă, să bombardează, dar la făcut ruble, Ucraina stă tare, ok, bine, mersi. Și asta iese și hudorește. Uf! Încă o dată, prieten, doar interesul național și nu Unire, Europa, Tamojnii Soyuz, Balamutiala asta și așa mai departe. Aici Zelenski a procedat conform interesul național a Ucrainei. Că să aibă gaz, să-l aibă ieftin și să câștige bani la tranzit. Aici este așa, adică prostuși, zâmbește acolo. Of. Короче. Iată, ni straniu cu trecutul ură și doamna Rață nu a trecut la întrebările și ele subiectele care au fost discutate ieri la Cozer. Și amuș, parcă văd ca să gătească. Da, iată încă informație importantă ca să o cunoașteți. Tot de la, încă o dată, de la experți, Moldova Gaz, Gazprom, dar care, cu părere de rău, nu sunt auziți de conducerea de al de spânul și начальnicul lor de la Energocom și mai departe. Deci ponderea cheltuielilor de încălzire în bugetele europenilor e de 10-15% în Europa. Europa de Nord.
La noi 80-90% la pensionari mai ales. Deci acolo oamenii cheltuie 10-15% din bugetul lor pentru gaze, pentru încălzire. Dar la noi lumea achita până la 90%. Și el șede și povestește istorie urbane, înțelegeți? Ia ca el spune, vom găsi, vom semna, vom face. Eu am găsit prieteni, sunt furnizori. Las-ne chemerician să discutăm la comisie. Și al mai important, eu cunosc și furnizorul cu care ei au semnat contractul și țin în secret. Și vă asigur eu că nici furnizorul nu știe de ce ei au secretizat compania. Ei n-au secretizat de la voi denumirea companiei. Cine vinde Moldovei gaz? Asta nu важно. Ei au secretizat condițiile contractului. Că dacă să le citească orice expert în domeniul economiei și finanțe, apandriuha din dominator devine rezinova cuclă. Înțelegeți? Iată, la începutul emisiunii el spunea că nu știu, nu cunosc. Cunoșteam numai când eram ministru, dar când eram ministru nu se făcea. Nu știu ce, dar cum spune, deci spunea că nu decide nimic și așa mai departe. Acum el spune că vom semna, vom face și așa mai departe. Ba spune că nu poate nimic. Și acum nu mai este ministru și nu poate nimic. Dar deci vom găsi, vom semna și așa mai departe. Короче, кино и немцы. Dar încă o dată. Iată, mai scrie cineva. Vă dați seama ce a făcut el. Am înțeles eu și încerca el să bâlbe acolo să vă explici. Deci ei au decis că, spre exemplu, are nevoie Republica Moldova de 1 miliard, adică 950 de milioane de cuburi de gaz din toamnă până primăvară. Dar el a uitat scoate de acolo că el C2 l-au trecut total la păcură, la mazut. Și el o comandat cu gândul că uita că el în paralel tot prin firmele lui cumpără păcuri pentru termoelectrică. Apropo, pe tema asta ne-au venit materiale. Noi azi discutăm în timp apropiat. Înțelegi? Opa, stați cu dumneavoastră. Decizii. Nu am putut nici de cum să aflăm numele companiei care este secret de stat. Așa. Am solicitat prin câteva scrisori Ministerului Energetic să ne spună de ce s-a decis să se cumpere dintr-o singură sursă, care a fost raționamentul și de ce s-a dispus ca achiziția să fie făcută nu de Energocom Moldova, ci de Energocom Otopeni. Ultima dată ne s-a sugerat să vă întrebăm pe dumneavoastră, domnule Spurnă. Acum asta e întrebare. Da. Da, Energocom... De ce la România s-a făcut achiziția? Deci noi, în primul rând, ca să înțelegem de ce am deschis filiala Energocom... Ei banii la Energocom de transferau din România și pe urmă de acolo cumpărau să nu se vadă. Ca să înțelegi, da? Energetică din România. În primul rând, energie electrică și gaz. De ce asta a fost raționamentul? Ținând cont că așa sunt condițiile, era nevoie să deschidem o filială ca să putem accesa inclusiv Opcomul de unde cumpăram energie electrică. În momentul în care am decis sau s-a semnat acest contract și a fost luată decizia, compania furnizoare nu a dorit să semneze cu o companie din Republica Moldova. Vreau să vă spun... Ce? Nu are încredere în Republica Moldova? Nu aveau încredere. În general, traderii din Uniunea Europeană sau din spațiul european aveau foarte mică încredere în Republica Moldova. Dar de ce toți traderii ăștia au vândut? Dacă toți traderii ăștia au vândut, cum nu avem încredere? Da, din păcate noi a trebuit să câștigăm această încredere. Și am să vă dau și un exemplu. Uh-huh. Una din companiile care a livrat gaz în acea perioadă a luat o asigurare political risk insurance, așa numită, deci o asigurare pe riscurile politice. Uh-huh. Și doar după aceasta a acceptat să livreze gaz în Republica Moldova. Dar voi de ce n-ați asigurat contractul? Nu politic, dar economic. Orice tranzacție, orice licitație poate fi azi. Mulți ne întrebau dacă vom fi capabili să plătim acel gaz. Lupoi contract mă răstrăhăvai. Deci metal, miept, gaz. A fost un efort considerabil ca noi să convingem companiile mari, traderii, ca ei să vină și să lucreze cu Energocom. Despre Energocom nimeni nu știa. Ori
O altă chestie care și nimeni nu vrea să ne vândă gaz, tot suntem eu să vândă gaz în Moldova. Înțelegeți, scatletele? Să vină cu suport de experți, expertiză, ca să învețe Energocomul din Dominus cum să facă aceste achiziții. Aha, gata, pregătește Poleana cum au apărut străinii despre care am vorbit ieri la Cozișnaft. Din păcate, au fost blocați. Noi când am ajuns la guvern, în toamna 2021, Energocom nu știa la modul practic cum să facă o achiziție de gaz. Cum să transporte gaz. Trebuie să-i trimiteți la fratele lui Dodon, așa l-ai învățat. Pregătită, nu suficient, încă sunt multe lucruri de făcut, dar este pregătită să cumpere gaz din aproape orice sursă, să o transporte din Grecia, Bulgaria, România, Ucraina, Slovacia. Și asta s-a întâmplat într-un termen foarte, foarte scurt. Cine a pregătit, domnul? Spune-te. Deci am avut, în primul rând, un consultant de bază, care a fost domnul Maciek Vosniak, un consilier din partea Uniunii Europene, care a lucrat cu Energocom și, din ce înțeleg, lucrează și acum, care a fost angajat la PGNiG, cea mai mare companie din furnizare de gaz din... Și domnul William Copols tot era, al doilea... William Copols a fost invitat de Uniunea Europeană. La moment este, el a consultat ministerul, a fost angajat de expert grup într-un proiect cu expert grup organizat. Și tot firma Unicopol, am director, au vândut 90% din gaz, despre care am vorbit ieri și altceva. De ce n-ați spus despre asta înainte? Și el ne-a ajutat inclusiv și... Eu a ajutat. Ei cu firmele lor, ei ajutau pe dânsă. Europeană l-a adus în primele etape. Când s-a întâmplat? Deci chiar în octombrie 2021 a venit și William și Vosniak și nu știu. Domnul Bânzat, primele achiziții pe care le-ați făcut de gaze, au fost cu acești doi experți? Ei v-au asistat? Nu eram la Energocom în acea perioadă, când au fost primele achiziții. Nu era, este venit după nouă, este văbșie fanare. Primele achiziții au fost făcute cu ajutorul domnului William Kopolski, care a ajutat pentru acele achiziții din luna octombrie. Maciej Vosniak, care a fost selectat din misiunea Kopolski, din octombrie anul trecut, eu ajutat. În data, cred că în jurul lunii aprilie anului 2022, deci după prima achiziție. Am înțeles. Și el a fost selectat din misiunea europeană pentru că, având o funcție de vice-director la PGNG, cunoscând despre experiența companiei poloneze care s-a luptat ca să renunțe de gazul rusesc, pentru că el a fost unul dintre cei persoane care a semnat cu gazul. Tot această persoană lucrează pentru companie ucraineană. Iată asta, Ieru GmbH, care vinde gazul până în luna mai cu 20 de lei. În ce calitate v-a ajutat? Deci eu înțeleg că el a fost expert la Lulea. Cum a ajuns la Energocom? Cum să facă primele achiziții. Dar vreau să vă spun că nu se discută de lucrurile date. Deci noi la ora actuală, în cadrul instituției, mai avem și alți experți, care sunt experți de la proiectele USAID, sunt câteva proiecte DEPA, C4G și... DEPA s-a scăpat cu vorbă. DEPA asta e una din firmele care au vândut gaz de peste hotare. Și eu am încurcat eu... Sunt zilnic alături de noi, dacă vinim să da, domnul Bânzar, noi nu vă întrebăm de alți experți, pentru că nu avem întrebări legate de alți experți, dar avem multe întrebări legate de acest expert, domnul William Copols. În primul rând, pentru că dumnealui ziceți că din octombrie 2021 deja vă ajuta, vă asista la efectuarea acestor... Dar nu era asta... Octombrie 2021. În octombrie 2021 noi discutam, negociam cu Gazprom. Da, și atunci am cumpărat un pic de gaz. Corect. Ca să... Și apropo, știți, până când era în San Petersburg, ieșeam viceu și vorbim permanent cu gospodarul acela care îl învăța. Gazprom a decis ca să reducă volumul de gaz. Eram pe final de lună în care scădea presiunea și trebuia să cumpărăm aproximativ ceva gaz ca să ținem presiunea în sistem. Atunci a fost adus William Copols din Ucraina, care lucra inclusiv cu Naftogaz din Ucraina, la fel la recomandarea Comisiei Europene, ca să ne ajute în acea perioadă scurtă să cumpărăm acea cantitate mică de gaz. Ce spune? Iar Moldova Gaz a intervenit. Nu de la Naftogaz. Atunci s-a făcut... Spuneau că companiile aveau frică să vândă Energocomul și aibă afaceri cu Moldova. Dar cum traderii europeni vindeau la companii de hâncești? Și n-aveau frică. Dacă ați vândă la...
Energocom, ulterior la Moldovagaz, aveau frică. De firma din Hânceș, de firma lui fratele Dodon, de rest firmelor, n-aveau frică. Am înțeles. Numai de dâns. Dar dacă Andruha e dominator. Care vreau să-l abordez. Eu am să rog colegii să pună pe ecran o schemă. Noi, bun, noi am pornit la cifrele... Ai nu vorbesc de schemă. O schemă, adică un grafic. Okay. În sensul ăsta, noi nu facem scheme. Noi putem să le deconspirăm, dar scheme nu facem. Am să precizez din ce am făcut noi acest infografic, da? Ne-am uitat peste informațiile, e adevărat că sunt cele cu care a operat Renato Osatăi, dar de ce? Pentru că noi am verificat dacă sunt adevărate aceste cifre și aparent informațiile sunt veridice. Nu știu care a fost sursa primară, poate fi cineva din serviciu. Informațiile sunt veridice, rasele verificate, pără asta. Bun, volumele și numele companiilor și toate celelalte. Volumele și prețul sunt publice, au fost făcute publice de Energocom. Așa. Hai, okay. Și numele companiilor. Poate capul spune. Numele companiilor. Numele companiei nu sunt publice pentru că există acel punct din contractele EFET care nu ne permite. Înțeleg. Iar tocmai aici este, știți, maladiet. Așa. Diavolul dune pe niște detalii și el este tocmai în aceste denumiri de companii. Dar dați în miliarde, doamnă Rață, nu dați în procent. Noi am verificat achizițiile sau ceea ce a intrat în Republica Moldova ca și consum, ca și gaze. Așa. Din ianuarie anul ăsta până la sfârșitul lunii mai. Și ce am descoperit? Că cele mai mari cantități de gaze care au ajuns în Moldova, au fost procurate, au venit de la Energocom, noi București, Otopeni, 36,3% din tot volumul de gaze. Asta e gazul, să ne minte. Compania care l-a vândut are litera S și R. Să ne minte. S, R. Asta e asta. Ieru. Asta e așa care ajută Republica Moldova din 2021, firma ucraineană. Care de asemenea a livrat gaze în această perioadă de timp de vreo 2 miliarde și ceva de lei. Ucrtransgaz 20%, 1 miliard și ceva, DXT Commodities și AP Commodities. Și urât. Acum eu vreau să ne oprim cu Energocom Otopeni, ne-am clarificat. Astea sunt cele două decizii secrete ale Comisiei Situației Excepționale. Am discutat. Haideți să ne oprim la cea de două companii de la care am cumpărat noi gaze de 2,5%. Nu mai țin cât. Să răspund foarte rapid. Da, vă rog. Deci, eu ca să precizez de ce trebuie pe această companie, pentru că în această companie... Un secundă, domn Buzar. Pentru că în această companie, și am să rog pe colega mea, dacă poate, pe producătoare, să pună pe imaginea de pe site-ul Ieru GMB, informația că domnul Copolski este director al grupului. Yeah. Deci el este director al grupului, el a consultat moldovenii și firma lui a vândut gazul Moldova de miliarde de lei. Un volum foarte mare din aceste achiziții. Da. Cum se explică? Cum se explică? Foarte simplu. Deci, noi am procurat gaz din sursele BERT. Companiile care pot participa la aceste licitații trebuie să fie precalificate în conformitate cu tot ce comunică sau procedura BERT. Au fost precalificate 7 companii. După ce au fost precalificate, doar aceste companii au dreptul să participe. Cine a decis precalificarea acestor companii? Și ieri tot stochească OMV Petrol România și iar se dea la Ieru, că numai ei au certificat că tipa gazul nu rusesc. Membrii cadrul instituției cu experții care sunt, dar experții nu erau doar ăștia care spun dumneavoastră. Deci, William nu participa în această... Experți, erau experți de la USAID și experții de la misiunea Uniunii Europene. Dumneavoastră, cum va să influențeze opinia celor care au luat decizia asupra celor 7 care s-au precalificat? Trebuie indicat foarte clar. Trebuie să aibă o cantitate livrată de 100 de milioane metri cubi, cel puțin pentru ultimii 3 ani, și 50 milioane... 100 de milioane pentru ultimii 3 ani, oricine vor livra. Capacitatea acestor companii, că sunt companii serioase. Aha. După ce aceste companii au fost precalificate la licitație, unica condiție care era cel mai mic preț. Și dacă ei erau oferit cel mai mic preț, noi eram obligați să procurăm de la ei, pentru că nu puteam cum să... Cum erați obligați? Cineva cu un preț care a oferit un preț mai mare, pentru că ulterior îmi spuneți de ce am cumpărat de la altcineva dacă ei au dat un preț mai mic. Deci era scurt. Cine a oferit cel mai mic preț? Toți erau în condiții egale de a participa la aceste licitații. Înțeleg. Așa e de la Bert, chiar nu o cunosc, n-am văzut. Adică un
posibil conflict de interes, pe de o parte. Nu posibil, dar concret conflict. Pe altă parte, ne concilia cum să cumpărăm gaz. Da. Deci, bravo, Rad. Lucrurile sunt totale diferite. Și încă și informația denumirea... Молодец, Rață. Ia că aici, Rață, молодец. De cânsa. Deci lucrurile sunt total diferite. Uh-huh. Ce spuneți dumneavoastră? Noi ne uităm cel mai mic preț și companiile pregătite. Iar ne uităm și... Păi îți dă femeia asta, îmi pierde o întrebare. În fiecare etapă de licitație, noi informăm Berdu. Cum lucra și pentru voi și pentru firma care a câștigat licitație? Deci că Berdu nu are obiecții asupra selectării acestei companii. Berdu nu are obiecții, da. Berdu îți pice pe gaz cum... Transferul de bani vine direct de pe conturile Berdului către conturile acestor companii. Deci nici Berdu, nici experții care au fost, nici cei care au fost prezenți, pentru că am comunicat că au fost prezenți la toate licitații, structurile de forță, reprezentanța e ministerului, a PPR. Dar rață nu scos important, cel mai principal. Sterete, cum compania Ieru la unii vindea cu 10 lei și în Moldova cu 20 de lei. În luna mai, acum 3 săptămâni urmă. Pentru că până la urmă noi discutăm despre un preț mic pentru consumatorul final. Da, spuneți-mi dacă în, în timp ce se desfășura această licitație, da, acest tender, s-a precizat despre faptul că dumnealui, deși este expert în cadrul Energocom, este și director acolo. Adică asta s-a menționat, se știa? Deci, pentru că eu pot să vă spun cum se întâmplă TVOP. Noi când facem o achiziție, dacă este cineva în vreo legătură cu derudenie sau cumva cu cineva din istorie, asta se precizează. Țineți cont de acest aspect. Și mai departe decidem. Eliminăm acest... Nu a fost expert la Energocom. Nu, simplu. Nu a fost expert la Energocom. El nu consiliat Energocom, îl spune, și el a consiliat ministerul, blăd, căcă razăță. Ministrul spune, pe ăsta în camer și altul, inclusiv el, el nu consiliat Energocom, el ministerul. Spune lucrul consiliat, la pizdit rublu. Și cu dânsul s-a dus, inclusiv l-a luat și în Azerbaijan în delegație cu Gavriliță, că și ei au scos ștampile deodată la prima întâlnire. Haideți că avem firmele noastre. Poți fi director, poți schimbi, nu asta e cel mai important. Asta nu e important. El a dat cel mai mic preț. O dat cel mai mic preț. O altă etapă de selecție decât cel mai mic preț. Dar deci, consultându-i pe ăștia și cunoscând și prețurile dat concurență, este o dat cel mai mic preț. Prostă sluceană, din bunătate. Deci, de fapt, el este acea companie care corporația financiară americană, instituție de stat, i-a oferit acea asigurare politică, respectiv... Înțeles, corporația americană i-a oferit. Ce aveți în vedere? Deci, este o companie ucraineană, dacă... Nu, este o companie care după 2014 a venit în Ucraina să ajute Ucraina să scape de acel șantaj cu gazul din partea Federației. Abia că tot ierul lucrează în Ucraina și gazul e 4 lei, dar la noi 29. Normal, așa? Ok, am 18. A riscurilor din această activitate. La fel și în cazul Moldovei. Spre exemplu, eu fiind ministru, m-am întâlnit cu reprezentanții corporației financiare. Dar spune cum l-a întrebat într-o zisiune de ulei în copul, dar nu știu. Inclusiv cu asta... Nu, doamna Rață nu faci bine. Aici trebuiau ratat cifrele și cum în aceeași zis cumpăra gazul, prieteni. Și ei și vă arătam eu ieri. Înțelegeți? Și se poată și ei ca și stau la această... Dacă asta e ta camera. ...sau la aceste licitații care au făcut pe la viață. Așa. Această companie se regăsește și pe piața Ucrainei. Ești prieteni, ați înțeles. Eu am găsit niște... Compania asta, Ieru. Mă rog, m-am pornit de la un material apărut anterior în presă. Despre care vorbim. Și ea ca în aceeași zi. Vindea nou cu 21, la altul cu 13. Acolo, tot cu niște achiziții care s-au făcut. Ați verificat istoricul companiei dacă nu are probleme cu legea în altă țări? Am verificat și am pornit de la... Nu a companiei în sine, dar am verificat acea persoană, sau William, care ne-a ajutat. Și am pornit de la recomandarea pe care a venit de la Comisia Europeană pentru a ne ajuta în acea situație de urgență. Ne-am Comisia Europeană, iar ce ține de compania Ieru, în momentul în care a primit acea asigurare politică din partea Guvernului sau din corporație care ține de Guvernul Statelor Unite, evident că am considerat că a trecut toate verificările necesare. Am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule Spână, ce credeți despre situația asta în care o persoană care a fost consilier la guvern, a oferit consultanță la Energocom pentru a organiza licitații de procurare a energiei, să ne pomenim că este al doilea cel mai mare beneficiar al acestor licitații.
Eu doar sunt bucuros că noi am reușit să aducem gaz. Hei, băleți! Pajalastă, el era bucuros că a adus gaz. Inclusiv în octombrie 2021. Dar eu nu sunt bucuros, Andriuha. Nu vedeți o problemă în asta. Deci eu vă spun că cea mai mare problemă a fost să găsim aceste companii. Și am discutat și cu Piginic din Polonia, și cu Ieru, și cu multe alte companii care să vină. Ori dacă vă aduceți aminte, în acea perioadă am călătorit, cumva, în ghilimele. Uh-huh. Asta am arătat ieri la... Și am discutat cu toți ministrii de la Cozer, la Jurnal. Să ne ajute să trecem de această perioadă. Și, spre exemplu, aș vrea să spune despre Piginic, compania din Polonia, cu care m-am întâlnit inclusiv cu ministrul polonez de energie, inclusiv cu compania. Iar nu te duci tu la polonești, tu de acolo n-ai cumpărat nici. Nu, nu am cumpărat mult mai puțin. Cel puțin eu nu am găsit niciun contract. Deci, cu corect, pentru că nu aveau. Deci, dar ei au participat la toate licitațiile. În același timp, vreau să înțelegeți că atâta timp cât... Și prieteni, mai timp să-i sunăm, că balonutești, pur și simplu, așteptăm, doamna Rațeră, cifrele după asta eu sun. Deci ei, cu adevărat, aveau mai multă experiență în această zonă și probabil s-au descurcat mai bine decât celelalte companii. Vă întreb, pentru că mie mi se pare că într-o situație de genul ăsta ar fi fost corect ca cel puțin domnul Kopolski spun, din ori eu mă retrag cu totul, nu mai sunt aici, ori da. Nu este corect, nu este credibil ca compania în care eu sunt director să participe la astfel de legi. Asta niciodată nu arată bine. Da, de acord, poate acum nu arată, dar știți ce... Păi de acum nu arată bine, blei. Asta niciodată nu arată bine. Asta niciodată nu arată bine. Asta cum eu pribar, de bă, îți cumpăr de la firma mea. Pavaj pentru oraș, mâncare pentru copii, înțelegeți? De asta și nu de țină pe Că am trecut printr-o criză foarte complicată. Dar asta nu anulează toate celelalte reguli pe care trebuie să le respectăm corect. Dacă vrem stat de drept. Că era greu și de atât ne-am primit. Stați puțin. Când spunem stat de drept, noi ne-am asigurat că s-au respectat absolut toate procedurile. Mm-hmm. William Kopolski nu a fost implicat în niciun fel în licitațiile care au fost făcute de Berg. Nu a avut absolut niciun... Cum ne demonstrați că nu? Pentru că aparent noi suntem tentați să credem că a fost. Adică, în primul rând, cu ce ne răspundeți? Care e dovada că nu e adevărat? Dovada sunt toate documentele pe care le are Energocom. Dovada este că ei au oferit cel mai mic preț comparativ cu ceilalți și dacă era o situație în care ei ofereau un preț mai mare și noi cumpăream de la ei în schimbul alte companii care oferă un preț mai mic, avea să înțeleg. Dar noi am luat cel mai mic preț. În comisia și poate... Am ușit să-mi la TV-ul să întreb asta. Să publicați cine a fost în comisia. Pentru că în comisia... Asta vreau să spun niște lucruri importante. Deci, toată procedura de precalificare sunt membri comisiei, sunt procese verbale și fiecare companie care a fost preselectată a fost... Tac, TV-ul nu răspunde ori de ce. Pentru că acum este de documente. Cine este fondatorul? Alo? Bună seara, TV8? Renata Usată, să-mi spuneți, vă rog, dar dominatorul mult mai... Până la ce oră e misiunea la doamna Rață? Până la 2:00. Aha, dar îl mai lăs o leac să mai poți... Nu, că eu vreau să intervin cu replică, dar lăs că acuș poate mai... Ok, acuș revender, da? Dar nu știu dacă trebuie să vă raportați numai la ce spune Verdu, pentru că Verdu a dat un împrumut pe care va trebui să-l întoarcem și probabil că cei care trebuie să fie siguri că a fost corecte procedurile suntem cei care trebuie să întoarcem acest împrumut la Verdu. Adică aș vrea să țineți cont și de noi cetățenii, nu doar de cei care îmi dau împrumut. Important. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și când ziceam Victor, mă gândeam să publice sau... Nu sunt gândul că trebuie să mergi la publicitate. Da, să arăte cine a fost în comisia care a supravegheat propriu-zis licitații care au avut loc în octombrie, noiembrie, decembrie, pentru că este o listă foarte lungă de oameni care de fiecare dată erau invitați. El nu știe ce face și spune. Când se trimitea... El podstăvlește și Berdu, și europenii, și americanii. Că dacă spânul spune că europenii l-au impus, mai nu l-au impus lucreze cu Kopolski și cu Așaland, și dacă Kopolski este neotrăsnit de câteva miliarde, atunci el poate spune că pe noi europenii neotrăsnit. Înțelegeți? Страна чудес, а? Страна чудес. Pur și simplu nu văd concret. Părere de rău să... nu ajuns la întrebări, să-i spun. Domnul spune, dar de ce într-o zi aceeași companie? Foarte interesant. P-
Pe cămu ne interesează. El m-a dat judecată dacă datele mele sunt toate corecte. Dacă bun, asta trebuie de întrebat. Так, да не скрыс от этой, а ну что, да, краса, сандаевая. Так. Шерация конфирмат, кто ты лый корек, где ничем презентат ел. А пеншел маденщик, ты как капец, кернулся ли. А может, сам. Алло. Молдова газ, бună seara. А ну, нор спас. Уф. Да, ты вопну няга к спине доминатор, а это и коррект. Алло, Молдова газ. Так, а мы смотрешь, господи. Так, секундок. Информатия новин. Prieteni, eu mulțumesc la toți experții din țară, la toți lucrătorii, Moldova Gaz, Energocom, Ministerul Economiei, Ministerul Dominatorului, care pentru toată informația care vine, chestie foarte importantă pentru cetățeni, oamenii aflu, tot presa au tăcut mai mult de o săptămână, oricum, l-a chemat pe spânul, la televizor azi rață la întrebări. Ieri am fost la Cozeri, la Secretele Puterii. Oricum a rupt noi iezătura împreună cu dumneavoastră și prima demonstrare clară a fost ieri, când Andrei a stabilit nou preț, 18 lei în loc de 29. Dar dacă să-i dăm cu dumneavoastră mai departe, așa n-as ne coborâm de pe dânșă, atunci eu vă asigur că avem șansele să avem gaz de 9 lei, 9,50. Eu n-ați vorbesc cum vorbește economistul Dodon. Este o știre, găsiți-o pe Point. Dodon scăla, că tarif na gaz должен быть 6-7 lei. Și uitați-vă, Dodon asta e video, vorbește, explic. Că gazul costă 570 de euro. Metri cub. Asta ar însemna 4600 de lei. Astăzi, dacă mulțim cu dumneavoastră, 270 de euro la cursul de 20 de lei, el e puțin mai mic. A pe asta nu sunt 4600, dar deja 5400. La suma asta adăugăm tranzitul. Dodon spune că e până la 50%, dar el e mai ieftin. 50% din 5400, asta sunt încă 2700 de lei, 5400 cu 2700 face deja peste 8.000 de lei, plus 8% TVA-ul, marja companie. Unii Dodon iese cu alușă, parcă a lucrat ministrul economiei. Voi înțelegeți că ea că sunt politicieni care pur și simplu bagă catleta. Da, eu dacă acuz guvernarea, ies cu documente, cu cifre, cu probe, tarif, cum se constituie, unii câți bani se cheltuie și mai departe. Dodon prostă a ieșit, a trăsnit-o, chiar ca să iau video-ul lui Dodon, mâine să trebuiască să fac un video, spunem tabla și pe tablă scrim versiunea lui Dodon și când iese în samăm dele. Și înțelegeți, nu trebuie de balamutit oameni. Sunt probe, este informații, trebuie ieșit și dispus. Dar așa prost, de bodoganit, cum face Igor Nicolaevici, arată urât. Eu doar atât sincer vă spuneam că când știam că era compania lui fratele lui Dodon implicat în vânzarea gazelor, am aflat acum că șunea frațiu, nici șoferul scos de acolo nu mai are nici o treabă. Ieri am ieșit și am spus, și azi o repet, dar politic eu trebuie să spun mai departe, nu Dodon până mă acolo prinește rublă și mai departe. Ieri m-am ubedit, cum zic moldovenii, că nu prinește bani acolo nici fratele Dodon, nici Dodon la moment, înțelegeți? Trebuie tot timpul să fii corect și atunci nu o să fie problem. Eu așa consider.
Nu știu, cam mai lungă publicitatea. Eka mult telegramele, Lupașa Voicu, Rădădă, de-am început, spânul, puf, puf, ca bursuc, rup câte o frază din context și fac știri și e tot mare eroi. Tak. Înțelegeți? Da, și doamna Sandu ieri a ieșit să vă arătă unii video și nu. Că e nu știe și cu gazul, e văbșe n-are treabă, e nu hotărăște, că e conform Constituției președinte. Căroci, cum e cepă, nimeni nică nu-ți pricepe. Nu e frumos, stimați policieni. Так. Так. О, гата, с инщепи. Так, сам, переведи камеру. А муж и сыном шиной. A revenit în studio, suntem pentru ultima parte a emisiunii din această seară și vrem să încheiem subiectul legat de achizițiile de gaze. Am discutat de pauză mai mult, înainte de pauză mai mult despre achizițiile făcute de la o companie în care director al grupului de companii este un fost deja, da? El nu mai lucrează consilier. Sau mai este și acum domnul Copolski consilier. Nu cunosc, clar. Nu cum ai minșine? Și înseamnă nu cunoște? Lucrează om care el îl numește William Padrușchi ori nu. Am zis că nu cunoaște dacă lucrează omul. Pralea cu sată ieri au arătat firmele lui că vând gaz în Moldova cu 20 de lei în aprilie mai. Și am rog colegii să pună un infografic pe ecran, cel de-al doilea, și să-l discutăm. Domnul Băzar, vă rog să ne explicați dacă dumneavoastră puteți această situație. Am discutat în prima parte a emisiunii despre faptul că astăzi consumatorii pot cumpăra energie electrică, gaze, nu doar de la Moldova Gaz, la prețul, la tariful stabilit, dar pot merge și la firme care sunt pe piață nereglementate. Și iată ce vedem noi din datele pe care, înțeleg că e vorba despre importurile de gaze în Republica Moldova. Înseamnă tariful, asta înseamnă prețul la care a fost importat gazul în Republica Moldova. Și o zi concretă, data de 19.05.2023. O serie Natural Gaz a importat gaz de la o companie, volumele nu sunt foarte mari, de la o companie din România, la un preț mediu de 8,74 de lei metru cub. Așa. SRL Natural Metano, o altă companie care are licență, de la o companie din Slovacia a importat gaz la prețul de import de 15 lei metru cub. Energocom, în aceeași zi, a importat de la Euro-Europe această companie. Cu 20 de lei. Mai mult, la 20 19 mai, 3 săptămâni urmă. Prieteni. Noi ne uităm la aceste cifre și înțelegem că ceva nu este în regulă cu achizițiile pe care le face statul. Deci, sunt cele mai mari. De fapt, lucrurile nu sunt așa cum sunt explicate aici. Deci, ce înseamnă data de 19? După cum știe toată lumea, declarațiile vamale se prezintă până la data de 20, după luna de livrare. Pentru că primim toate informațiile de la operatorii sistemului de transport și în aceste declarații vamale noi indicăm foarte clar de unde este acest gaz, contractul semnat între părți, cât sunt costurile care au fost depozitarea, transportul, pentru că așa prevede legislația. Așa. Deci, în data de 19.05, noi am făcut o declarație vamală pentru gazul livrat în perioada lunii aprilie și unde am indicat de unde noi am adus acest gaz. Pentru că gazul a fost procurat, în cazul dat, de la Iero,
În baza posibil să fie într-o procedură procurată în luna octombrie sau noiembrie, care a fost depozitat și adus în Republica Moldova în luna aprilie, vreodată către Moldova Gaz. A fost impozitat, de atât au ajuns cu 20 de lei în luna mai. Din Moldova a vândut către Moldova Gaz la prețul de 672,2 dolari pentru 1000 de metri cub. Conform deciziei Consiliului de Administrare. Adică un metru cub cât ar însemna? Cât este? Ar fi în jur de 12 lei. Vreo 12 lei, așa. Prețul de vânzare deja. Și noi din toate aceste... Ați înțeles, Energocom a cumpărat cu 20 și la Moldova Gaz îl vindea cu 12. Noi nu ascundem prețul de achiziție, este un preț de achiziție care a fost... Dar cine acoperă diferența? Oamenii pe urmă, că aș furtă miliardul. Țineți minte ce vorbesc. Eu nu știu ce fac alte companii. Ei cumpărau cu 1000 de euro, la Moldova Gaz îl vindeau cu aproape 700. Mai mic la vamă ca să plătească mai puține taxe? De ce nu? Ați înțeles, firmele private dau viziatcă la vamă să aibă taxe. Care sunt relațiile între părți? Ei pot indica în contracte doar prețuri diferite. Dar totuși prețul de 20 de lei este unul mare pentru 1000 de metri cub, pentru metru cub de gaze în luna mai. El a fost procurat în luna octombrie sau noiembrie, a fost depozitat. În acea perioadă era prețul. Plus costurile care sunt pentru injectare în depozit, pentru depozitare, pentru transport către Republica Moldova. Acestea sunt costurile, costul total, deci cu tot achiziția. Apoi bun, dar cost total, dar eu am înțeles că e 20 de lei, asta eu ieri v-am arătat. Dar și ceainic trebuie și ca să ajungi cu gaz de 20 de lei în luna mai. Declarații vamale, le-am completat așa cum se revede în legislație. Am înțeles, deci eu, ca să precizez încă o dată, domnul Vânzar, prețul ăsta este prețul pe care noi deja l-am plătit în octombrie anul trecut. Octombrie sau noiembrie sau în decembrie. Deci noi nu plătim acum acești bani, noi i-am plătit atunci. Așa. Da. Și el acum vine la noi de unde? Din Ucraina. Depozitul din Ucraina unde noi stocăm gazurile. Nu tot a venit din Ucraina. Aici este gazul care a venit din Ucraina. Ca să fie clar și pentru cetățeni. Deci gazul pe care noi l-am cumpărat în octombrie, noiembrie, decembrie, el a fost stocat în Ucraina. Noi nu avem capacități de stocare pe teritoriul. De ce ne-l importă acele companii dacă el deja e al nostru? Nu trebuie noi să-l aducem din Ucraina? Noi îl aducem din Ucraina. Dar ce apare alte companii? Probabil de unde a fost cumpărat. Pentru că la vamă se merge cu contractul de cumpărare. Ca să arăți prețul. Deci, și probabil aceste informații sunt de la vamă, este de unde a fost cumpărat. Iar UC Transgaz, care a spus-o, este operator de transport, de unde s-a scos gazul din depozitul din Ucraina și a dus în Republica Moldova. Da. Domnul Băzar, spuneați ceva, ce v-am dat. Da, confirmăm că asta este ideea. Deci, noi acest gaz trebuie să-l importăm și trebuie să completăm acele declarații. Pentru că declarații sunt acele capitole unde scrie foarte clar. Contractul de cumpărare. Deci trebuie să faci o anexă. De unde e cumpărat? La ce preț? Înțelegeți? Într-un singur achiziție din anul ăsta, deci gazul la vamă a ajuns 1.770.000.000 de lei și nu știu de ce a devenit 2 miliarde. Nu este o problemă. Și el spune că la dânsul e tot ok, dar și la antifirme hotărăsc întrebările la vamă cu tăbrâzni. Ok. Gazele pe care noi le cumpărăm de la diferite companii, am arătat care sunt cele mai importante. În sfârșit, deja secretul cel mare s-a... Eu nu știu asta ce înseamnă, că companiile astea nu o să mai vrea să ne vândă gaze? Faptul că noi acum publicăm denumirile lor. Noi nu știm ce vor decide companiile, dar din punctul meu de vedere este o problemă. Ori în faptul în care statul sau compania Energocom s-a angajat într-un contract în care se menționează necesitatea de a păstra anumite date confidențiale și ei văd că la un moment dat iese public, s-ar putea... Și băstă capă, orice companie europeană spună, când îi faci publicitate, mai multă lumea îți cumpere la dâns. Să nu vrea. Înțeles. Eu sper că ei înțeleg că transparența trebuie să-i primească și pe atunci când sunt bani publici. Și nu au apărut informațiile în ziua în care s-a făcut achiziție, le deam slava Domnului și avem un an care vreau să spun. Tak, și prieteni, trebuie să-l sunăm, nu? În toate situațiile în care noi am negociat gaz, de fiecare dată noi am solicitat să ne ofere posibilitatea ca noi să publicăm gaz.
nu a fost niciodată în cazul, în situația în care noi să spunem, sau din inițiativa noastră, spunem că noi vrem să fie secret. Da, uitați-vă, da, să faceți publice acele contracte, fără a scoate numele, da, companiilor, de, nu este posibil? Ele sunt contracte efect, sunt contracte standarde, nu știu. Iată, de exemplu, ce ai contract standard, publicat-o. Prin deciziile este secrete, da? Denumirea companiei secret. Înțeleg că sunt niște cifre care tot secret, dar restul poate fi făcut public. Eu tare sper. Sigur, deci eu am să răspund foarte simplu. Acest contract, el poate nu doar public, el poate fi descărcat de pe pagina oficială EFET-ului. Deci această asociație a făcut în EFET-ul niște condiții generale pentru toți traderii din Europa. Toată lumea... Și bastu capul, voi nici nu... Voi contract și ala nu l-ați arătat. Care se negociază, de fiecare punct se interpretează diferit pentru fiecare și spune că, uite, în condiția dată solicităm punctul dat, în condiția dată alt punct. Înțeleg, dar unele contracte mai au anexe și în unele anexe se prescrie. Servicii de consultanță, nu știu de care, servicii de elaborare a comunicării, nu știu de care. Da? Eu, ca jurnalist de investigație, pot să vă spun cum se poate un contract bun prin anexe să devină foarte avantajos pentru cineva. Și eu vreau, ca jurnalist de investigație, să mă asigur că, de exemplu, aceste contracte nu au aceste anexe. În toate perioadele, indiferent de guvernare, am vrut să știu acest lucru și este corect să vreau asta. Da? Și de ce nu putem? Deci, vezi tot dreptul să solicitați acces la secret de stat și ulterior, dacă este posibil, noi să putem prezenta această informație. Deci, iar de ce ați făcut secret de stat? Pentru ce rața să obții acces la informații cu secret de stat? Am prezentat toate aceste informații. Dar încă o dată spunem, companiile care au deja un renume de piață, niciodată nu ar risca cu reputația lor pentru o anexă care dumneavoastră considerați că nu trebuie fi un contract. Nu există așa ceva și încă o dată confirm. Noi am avut aceste situații când s-a solicitat de la Energocom contractul Congres și după ce domnul Spânu l-a publicat sub propria răspundere, discuțiile au dispărut. Și nu s-a întâmplat nimic, nu? După ce l-ați publicat, nu s-a întâmplat nimic, nimeni n-a... Căruși, deci, prieteni, cred că trebuie de sunat, că mai sunt vă 8-9 minute. Ca să termine emisiunea, dacă sunt întrebările care ne-a scris. Da, eu vă rog să ne liniștim toți și încă o dată dau asigurări că am acționat împreună și cu colegii cu bună credință și nu există nicio șocură, așa cum îi ziceți. Tot cu bună credință. Atacurile la adresa dumneavoastră, toate aceste informații legate de achiziție nu au venit numai de la Renato Osatăi. Noi am văzut și anterior, dumneavoastră ați avut și o dispută de asta publică cu unii actori din justiție, unii care nu mai sunt actori din justiție. Eu, știți, eu am fost atacat. Foarte mulți care... Eu am fost atacat de atâta lume. Și, uitați, a trecut timp și o să treacă timpul și o să fie desecretizat tot ce este secret acum. Și tot vă judecați cu aceia, tot vă judecați. Nu mă judec. Și sună, prieteni. Eu mă judec cei care trec anumite linii roșii. Și o să treacă anumit timp și o să vedeți că nu există absolut. Alo, bună seara, Renato Usate, sunt? Bună seara, da. Da, vreau să intervin. Da, vreau să intervin, dacă se poate. Da, vă rugăm să aveți un limbaj adecvat pentru televiziune. Da, da, sigur. Mă fac legătură. Da, da, poate. Mă rugați, am limbaj adecvat. Da, eu vă mulțumesc cu participare. Vreau să menționez un punct foarte important. Noi tot timpul încercăm să divulgăm aceste companii de rumii. Noi am primit totuși, la un moment dat, am primit o scrisoare de la Iero, când în presă, iarăși la pe un site care nu mi-au apărut niște acte unde erau indicate contractele între Energocom și Iero. Care... Și noi am primit o solicitare în adresa noastră ca să îndreptăm măsuri, pentru că, ulterior, această companie își rezervă dreptul de a nu mai participa și nu avea niște relații cu Energocom. Deci aceste sectori sunt la noi, noi putem să prezentăm, să înțelegeți foarte bine că există un răspuns, un feedback de la toate aceste divulgări care apar în mass media sau cumva apar... Dar până acum, așa, în istoria Republicii Moldova, nu avem precedente în care să fi fost din cauza asta reziliate contractele. Doamna Rad, stați un pic, stați, că este foarte important. Da. Noi, în istoria Republicii Moldova, nu am mai avut nicio situație în care să avem atât de mult furnizor de gaz. Deci noi am fost ținuți. Nu, contracte comerciale, eu vorbesc de contracte comerciale pe o piață extrem de complicată și extrem de cum, bazată pe încredere. Da. Noi nu am avut și eu, când ați prezentat apelul celor cinci companii, chiar m-am bucurat. Că noi, într-un timp atât de scurt, am reușit de la un
o companie monopolistă, da, să ajungem la o așa mare diversificare. Da, înțeleg. Mă bucur și eu când ne-am învățat să cumpărăm, nu mă bucur la faptul că am cumpărat atât de mult și la așa preț, încât acum ne iese pe ochi cantitatea aceea. Să sperăm când ne vedem astfel de istorie. Încă momentul votam și eu să vă las. Da. Deci, noi astăzi am trimisat deja semnarea unor contracte cu achiziții de gaze pentru perioada de vară care le conținăm, la prețuri care sunt mai proate, dar iarăși avem niște companii care una nu își dorește de a spune denumirea companiei, deci avem răspuns oficial prin e-mail cu toate lucrurile, iar alta nu dorește să fie comunicată cantitatea și prețul. Și noi vom respecta această procedură, pentru că din punct de vedere comercial... Iar contracte noi să nu fie arătat cantitatea și prețul. Și de la cine iar nu se poate? Ați înțeles, da? Da, n-ați găsit. Una de cele două companii. Încă nu este iar ușa, la sigur, nu este. Ok, mulțumesc, domnul Bogdan, mulțumesc mult, o seară frumoasă dumneavoastră. Revenim, da, revenim în studio. Noi avem de discutat despre alte câteva subiecte, dar înainte de asta, despre auditul la Moldova Gas, ce se întâmplă cu el? Acela pe care noi l-am plătit cu 10 milioane și îl așteptăm. Din ce înțeleg este pe etapa finală, urma să fie da, de unde știi, dar zici că nu e ministru. Către compania de audit guvernul și deja guvernul se decide ce face mai departe. Așa, colegii mă anunță că Renato Tată vrea să intervină cu un drept la replică. Așteaptă de mult pe fir. Da? Domnul Tată, bună seara! Bună seara! Da, vă ascultăm. Da, vă salut pe dumneavoastră, doamnă Rață, pe da? Domnul Spână. Domnul Spână, data eu privesc cu atenție emisiunea. Eu vreodată vreau să precizez, domnul Tată, vă rog tare frumos, fără înjurături în direct. Dar cum așa un băiat frumos îmbrăcat, eu pot să-l înjur? Puteți să-mi spuneți? Da, eu am precizat. Da, omul s-a gătit, s-a frezat și glumițuri. Domnul Spână, dacă dumneavoastră mă uit că cunoașteți ceva, spuneți că cunoașteți ceva, spuneți că nu cunoașteți. Dar oricum dețineți informația și n-aveți ce ascunde. De ce dumneavoastră n-ați acceptat să mergem în dezbateri publice la orice post de televiziune? Unde eu vin cu toate notițele și cu, discutăm despre ce ați discutat cu doamna Rață, despre ce am discutat ieri cu domnul Cozer. Pot să vă aduc și niște stenograme de la discuții de la vizita dumneavoastră din Baku și ține cu compania SR, firma care dumneavoastră cu cineva ați decis cumva să o băgați, mai nu-i secret de stat. Domnul Tată, dumneavoastră vă auziți foarte rău, dar puteți să vorbiți mai aproape de telefon, se aude prost sunetul. Adică, prima întrebare, de ce domnul Spână nu iese la dezbateri publici? El este un om a poporului. Funcția lui, care chiar o deține astăzi, el este, primește salarii din buget. Am întrebat întrebarea dumneavoastră. Domnul Spân, de ce nu ieșiți la... Domnul Sată, nu am ce discuta cu dumneavoastră. O să veniți în judecată, o să probați toate declarațiile, judecata la de ce. Nu bun, chiar și doamna Rață astăzi v-a spus că a verificat informația care a fost transmisă și este veridică. Am văzut în timpul emisiunii companiile. Ce înseamnă să vină în judecată, Andrei? Deci, atunci când discutam înainte de turul 2 la prezidențiale și ați avut nevoie de observatori, Transnistria, Moscova și toată țara și v-am dat 1000 de observatori, nu era problemă. Dar acum la dezbateri publice nu știu de ce e problemă să ieșim, nu? Domnul Sată, am zis, atâta timp cât dumneavoastră manipulați și distribuiți minciuni, eu nu am ce... Nu, dar dați-mi, eu vorbesc numai adevărul, domnul Spânu, lăsați dumneavoastră cu minciunile. Domnul Spânu, eu îmi asum orice propoziții care am spus-o ieri. Și în curând veți primi cererea prealabilă, iar să primesc răspuns. Dacă nu, o să veniți în judecată, toate documentele, o să probați. Iar, lăsați-mă cu judecăți. Voi prin judecăți, pe Tauber și pe Șor, nu-l puteți interzice de 2 ani de zile. Încă o dată. Doamna Rață, eu cred... Doamna Rață, stați puțin. Haideți bine că măcar are domnul Spână timp. Domnul Spână, sunt niște întrebări concrete la care oricum dumneavoastră ați evitat astăzi să răspundeți. Înțelegeți? Deci una din întrebările care și-o dau
mai mulți experți, pentru și astăzi noi gazul cumpărat ieftin, despre care a declarat acum colegul dumneavoastră de la Energo.com, să-l amestecăm cu gazul lui Spânul cumpărat de 1000 de euro. Când ăla tot să-l băgăm în rezerva de securitate de stat și de, la începutul lunii oamenii să achite doar gazul care costă astăzi 300 de euro și tariful să fie 9 lei pentru oameni și nu 16. Doamnă Rață, eu vă rog insistent, eu tot as mă îmbrăc, as mă strădui să mă îmbrăc frumos ca domnul Spânu. Noi avem întrebări, nu s-a spus clar despre eliberarea licențelor noi. Domnul Spânu și colegii lui din partid vorbesc despre integrarea europeană, dar astăzi dacă CSU... Nu v-ați întrebat la început emisiunii, dumneavoastră a zis despre eliberarea licențelor noi, că ar fi bine să se înceapă să se elibereze. Da, dar în același timp, ascultați, domnul Spânu putea problema asta să o hotărască de mult prima. Doi, domnul Spânu, știți cum alege și spune că cât era el ministru, nu erau așa companii. Tras Autogaz, compania fică Moldova Gaz, vindea gaz la firme private la, în 22, anul 23, că domnul Spânu a plecat pe 10 februarie 23. Firma lui fratele lui Dodon a vândut la Franzeluța Glass Container și în 2020, când doamna Sandu a devenit președinte, și în 2021, adică domnul Spânu alege, știți cum, acolo unii... Am înțeles. Da, domnul tată, eu vă aștept peste două săptămâni la Cutia Neagră să discutăm. Noi deja suntem... Dar nu pot... Vi... Nu... Vreau să dați un răspuns, dar și aici, iarăși, domnul tată, eu de asta nu am ce discuta cu dumneavoastră, pentru că iarăși spuneți minciuni. În perioada când acea companie care spuneți dumneavoastră este fratele lui Dodon, era și eu, nu era ministru, mai mult decât atât. Noi am ieșit în conferință de presă la partid, în campania electorală, în care am fost primii care am vorbit despre acest lucru. Despre Transautogaz nu a vândut atâta timp cât a fost ministru gaz. Deci eu vă rog să... Da. Doamnă Rață, doamnă Rață, doamnă Rață, arătați-i lui domnul Spânu, uitați-vă tranzacția, doamnă Spân, doamnă Spân, doamnă Rață, punctul numărul 1, punctul numărul 1, doamnă Rață. Doamna Rață, deschideți actele dumneavoastră, punctul numărul 1, doamna Rață, o secundă, doamna Rață, din tranzacție din 17 ianuarie 23 cu Transautogaz. Vă înțelegeți că ori Spânul, ori Dodon sunt cu același șoric și astăzi el ședeu a învățat tema de acasă, nu merg în judecată. A să merge, Andrei. Înseamnă că, domnul Spânul, eu o să merg dumneavoastră în toată țara și cum l-am găsit pe Dodon la Făleș, dumneavoastră, chiar dacă nu vreți, a să ieșiți în dezbatere public. Ultima întrebare, domnule Spânul, ține de altceva. Când fac va avea? Capeț, înțelegeți? Dacă nu sunt probleme, cum Dodon fuge tot? Că nu, că n-am și discutat. Pe 17 ianuarie 2023, deci a fost o tranzacție, deci o companie DXT Commodities din Slovacia a vândut gaz la Transautogaz, înțelegeți? Iată, o văd aici chiar prima fașă. A este, a este, că nu, că-s minciuni, că nu știu ce sau nu știu cum, înțelegeți? Haideți că nu m-am îmbrăcat eu frumos așa ca Spânul, dar chiar așa să facă pități proști, înțelegeți? Deci eu n-am putut, ea că doamna Rață o ședut, l-o ținut pe acela în cămeșa albă până mu, o vorbit, nu știu ce vreau să vă spui. Deci vroiam să-i dau întrebările care le-am discutat cu dumneavoastră. Dacă Gazpromul, ori companii din România, ori Ucraina vindeau gaz ieftin la cetățeni, e o problemă, el spunea nu. Dar au spus că licențele noi nu se mai dă. Simați, prieteni. Eu tot înțeleg, dar vă spun încă o dată. Spânul e fratele lui Dodon. Oare Malenkov era cu șoric, oare Dodon, oare Spânul. Înțelegeți? Dar încă o dată, Andrei, acum eu vă spun, nu vreau să meargă la dezbatere. Înseamnă că este metodă democratică pe cale pașnică care a să-l aducem. Înțelegeți? Acum să înțelegeți, ca să nu vă iau mult din timp, e clar, ei pierd situația. Gazul era 29 de lei. Usatei faci scandal, usatei spune minciuni, numai gazul, hop, și a devenit 18 lei în loc de 29. Usatei au publicat companiile care vând private și care cumpără. Hop, gata, da, noi am știut, dar n-am putut și acum, nu știu ce, și așa mai departe. Короче, ребят, noi o să luptăm, eu o să merg după hoțămanii ăștia,
Mă duc eu și în judecată și la procuratură unde vreți. Dar acum, important, trebuie de lucrat cu avocații, toate materialele astea, să le punem frumușel, de le trimite directorul SIS-ului, Dragălin, procuratura anticorupție, șef CNA-ul, la toți. Și o să vedem ce să fac ancheta. După emisiunea cu termoelectrica, ați văzut Tășeca Cahăriocu? Tășeca Cahăriocu, este dosar, am înțeles că îl tușesc pe acolo, pe la procuratură. Prieteni, trebuie să fim împreună, vedeți că n-am reușit să-i dau toate întrebările care le-am discutat cu dumneavoastră, dar ca să finalizez așa mai pozitiv, știți de ce în China, de ce China are mai mare succes în lupta cu corupția decât Republica Moldova? De ce? Cum credeți? Nu de atâta, cum spune Dodon. China are mai mare succes decât Moldova în lupta cu corupția, că la noi în Moldova statul alocă bani pentru lupta cu corupția, dar în China statul alocă cartuș pentru toți corupți de al destea care l-ați văzut la televizor. Vă cuprind pe toți, să aveți o seară cât mai frumoasă. Ребят, все будет в порядке по лусам. Мы дожмем, и все равно тариф пойдет дальше вниз. Никуда они не денутся. Совет сусяра кэт май фрумасы, вам мулцумес, комфост эмприоны. К ей я рау кэти васути, шно я рам, мой там лау момент, я рам штреме, я кума нуштю. Сколько сейчас на слово? 3500 и на ютубе 1500. 3500 сантем онлайн, а есть по фейсбук, шуми, чинсуйте сантем по ютуб. Ребят, не дам я дурачить вас. Они не показывают информацию, а я показывал, показываю и буду показывать. Поэтому они делают все, что могут, а мы с вами все, что захотим. Поменяем чуть ситуацию местами. Ладно, ребят, все, обнимаю вас. Хорошего вечера, пока. Так, Ивара Дзесенка стала партить. Все, ребят, увидимся. Чей коридорится, регистрация в описании. 3w.pene.md. Регистрация с девениц репрезентантом партидлу. НСАД, УАРАШ. Европа, Америка, Азия, Африка, приятень. Дежа увинит пести думи дюами куси виурь. Ну, дуар кусуните. Фитши думня вастры, мембру экипи ностры, кам преуна с вашим мулти лупру фурмасшка на жунжем ла гувернари, домни ферешти сыну сын тымплик садущим вон в реуну каэста. Да куэста ж куресту, но не кларификам. И ноб тут пешор сыл то кяска, ноб тут пидодонну малмозу лес. Вы видец кум лоб ты и. Ясно, короче. Все, ребят, пока.